Ura! Eu nu pot cânta deloc, dar în grădina copilăriei. Ai menționat despre fertilizare in vitro. La 25 de ani am avut o intervenție chirurgicală foarte serioasă, ginecologică. Până la urmă e vorba de infidelitate. Eu știam că eu nu pot să fiu amanta cuiva. Plângeam într-una, nu venea să cred. Acțiunile de după au fost atât de josnice, atât de urâte, atât de neomenești și nebărbătești. Din păcate, sunt foarte mulți bărbați care își înșeală femeile. Câte vorbe am auzit? Prestațiile pentru politicieni sau partide politice. Mai nu ne fac pe noi trădători de neam. Dar noi, dragilor, dar noi de ce să trăim? Te panichează această situație? 6 luni de zile au trecut. 0 lei. Bardac. Sau nu-ți place tot în viață, se întoarce și într-o zi durerea mea te va găsi și în fiecare dimineață te va privi direct în față, bine știu, ca pe un străin același soare auriu. Oamenii au zis să precizez de fiecare dată cine este invitatul, că Dorin, aduci pe cineva pe care noi nu cunoaștem. Și eu am zis că aici nu necesită prezentare invitatul. Aura, deci nu este o problemă dacă vorbim la per tu. Evident, chiar te rog. Diferența de vârstă e mică, da. Da. Pe timp de pandemie, cum trăiesc oamenii de artă, Aura? Uf, Dorin, eu nu știu ce să zic. Foarte și foarte neinteresant, plictisitor, depresiv. Da, fiindcă de jumătate de an stăm acasă. Stăm acasă, nu avem nici o activitate. Absolut deloc. Deci, unica ce facem, comunicăm cu cei dragi, ieșim la plimbări, ne vedem cu prietenii, asta e de cât poți. Jumătate de an e foarte greu, psihologic eu aș spune, și material e greu, fiindcă acum toți trăim din rezervele pe care le avem din perioada de toamnă, fiindcă perioada de toamnă este de fapt cea mai productivă pentru un interpret, pentru un muzician, că atunci se petrec cele mai multe spectacole, petreceri și tot așa. Și trăim toți acum din rezerve, dar cea mai mare problemă și probabil psihologică e din motivul că nu știi când se termină tot asta și n-am știut că anume noi, oamenii de artă, interpreții, muzicienii și actorii, deci pe cine vrei aici, includem pe toți, suntem de fapt cel mai mare pericol în răspândirea COVID-ului. Dar cam așa arată. Cam așa iese, fiindcă nu știu de ce s-au gândit că noi, oamenii de artă sau în special interpreții, muzicienii, este egal cu petreceri de nunți sau cu metrii. De fapt, probabil guvernanții noștri au uitat că noi mai aveam și concerte, mai aveam și evoluări în aer liber, mai aveam, nu știu, hramuri, tot ce vrei, alt fel de evenimente și uite și la capitolul ăsta nu avem posibilitate să evoluăm. Și îmi pare rău că în această perioadă de vară noi am fi putut activa în aer liber, să folosim acest timp frumos cu păstrarea tuturor restricțiilor. Nu este atât de complicat. Nu se mănâncă, nu se bea, nu se dansează, lumea privește un concert în aer liber. Care ar fi problema? Nu, dar nu înțeleg. Discuți cu colegii de breaslă, ce spun ei, cum ei depășesc perioada asta, pentru că înțeleg rezerve, da. Dar ele se finalizează odată. Exact, și foarte mulți colegi de-ai mei sunt într-o situație foarte proastă, foarte mulți au credite. Și-au luat apartamente în ipotecă, și-au luat mașini în leasing, și alte, au apucat reparații, înțelegi, și stau, uite-te, cu reparația nefinisată, da? Deci mai multe situații foarte complicate și în special foarte greu este celor unde cuplurile sunt și unul și altul sunt muzicieni. Deci dai seama, deci sursa nu este de nicăieri acum. De nicăieri. Noi nu putem pretinde nici măcar la cele 2700 de lei minimale. Nu putem, fiindcă nu putem. Ajutor de șomaj. Da, ajutor de șomaj nu este. Deci nu putem pretinde, fiindcă majoritatea interpreților muzicieni lucrează pe patentă, da? Eu am și o agenție, deci am o SRL, da? De organizare a evenimentelor, societate comercială, care tot este în șomaj tehnic. Pot să spun mai mult, am reziliat contractul de chirie. Am plătit 3 luni chirie din martie până în iunie, cu speranța că totuși ceva se relansează și când am văzut că trebuie să plătesc chirie, servicii comunale, contabil, deci multe de toate, am zis, păi, dar unde, pe zero, cum așa? Deci, oricum n-am niciun venit, încă să mai plătesc și toate astea, am luat și am reziliat. Și dacă vor fi timpuri mai bune, normal că
va trebui iarăși din nou să caut. Acolo erau și alte mai puțin angajați, fiindcă deja de 2 ani încoace revista a trecut pe online. Deci dacă îți amintești, avem și o revistă de nunți. Am renunțat la tipar acum 2 ani în urmă, din motiv că tiparul mergea tot mai prost și mai prost. Lucrurile, de fapt, nu erau chiar foarte bune deja. Lumea s-a dezobișnuit să citească, să răsfoiască și tot mai mult erau pe online. Și de ce am trecut și noi pe online, dar dacă să fiu sincer, n-a mers așa cum a mers tiparul. Deci, probabil și implicarea mea a fost mult mai mică. Eu foarte greu percep tot ce ține de online. Deci, adaptarea asta. Adaptarea, dar nici nu-mi place. Deci nu aveam deja acea dorință de a face ceva pe online. Știi? Adică mi-era mult mai interesant atunci când făceai proiecte, făceai revista în tipar, aveam într-adevăr o redacție întreagă și redactor și designer. Și, deci noi eram mai mulți și era foarte interesant. Acum am rămas doar eu și partenera mea Aurelia. Deci nu aveam foarte multă lume. Știi? La business eu încă vreau să ajungem pe parcurs, da. Dar ca sursă de venit în perioada asta. Muzică nu este, concerte nu sunt, nunți, evenimente nu sunt, nu este revista, nu este compania de organizare a evenimentelor. Din ce trăiți? Din rezerve, asta am zis. Zero, nu-ți vine a crede, așa-i? Nu-ți vine a crede. Din rezerve trăiesc interpreții. Sunt atât de multe rezerve, pentru că probabil, doi copii, casă, da, mamă de întreținut și tot așa. Da, da. Uite, asta e. Pe mine tot mă ia groaza. Cred că eu îmi imaginez că toți ne văd pe noi interpreții zâmbind întotdeauna așa bine dispuși, fiindcă așa ar trebui să ducem. Mesajul ăsta ar fi trebuit să fie al nostru, nu să ne plângem. Dar, de fapt, situația asta este. Bine, mulți din colegii mei sunt și angajați undeva în câmpul muncii, poate într-un profesor de muzică, poate, nu știu, într-o orchestră undeva. Stau și eu și mă gândesc acum că în această perioadă mi-ar fi prins foarte bine dacă eram angajată și în niște structuri de astea de stat undeva. Maică mea de mult spunea, Aurica, dar te gândești la pensie? Și eu îi spuneam, mamă, dar și chiar voi trăi din pensie, știi? Nu mai cred că am să ajung să trăiesc din pensia de Republica Moldova, care e pur și simplu de râs, știi? Și uite că cuvintele mamei s-au adeverit, fiindcă în această perioadă ea primea pensia. Dar eu nu aveam niciun venit, zero. Și mi-am dat seama că, de fapt, serviciile comunale le plăteam din pensia mamei. Tu îți dai seama? Mama stă cu mine. Da, uite, noi locuim împreună. Și sigur că primul lucru la ce m-am gândit, acum când se vor porni lucrurile, când voi reveni, să-mi caut și un loc de muncă stabil. Deci, probabil într-o școală, când am fost student, am și profesat, am fost profesor de muzică și probabil, poate și într-o orchestră, nu știu. Deci trebuie să mă gândesc. Nu cred că acum cineva mă așteaptă. Probabil acum o să fie mult mai greu să te angajez, dar oricum voi face. Voi face, voi căuta să mă angajez undeva și oficial. Adidas și mie preferați s-au rupt pentru că i-am purtat la greu și trebuie să-mi comand o pereche nouă. Pe lângă asta am nevoie de mingi pentru tenis, că de fiecare dată le împrumut de la colegi, și de USB Power Adapter. Sormea mă tot bate la cap că vrea mănuși pentru Muay Thai. Hai să le punem și pe ele în coș. Violeta caută un blender performant. Cred că o să-i fac și ei un cadou. Mi-am pus eu cam multe produse în coș, sper că am bani pe card ca să le achit. Așa. Este! Așteptăm comanda. După ce faci comanda, trebuie să aștepți doar câteva zile, iar curierul ți-o aduce până la ușă. Livrarea se face în orice colț al Republicii Moldova, iar asta e tare comod. Bună seara! Bună seara! Poftim comanda dumneavoastră. Mulțumesc tare mult! Eu niciodată până acum n-am făcut unboxing la cutiile primite de pe rozetca.md. Să vedem ce am comandat eu de pe rozetca.md. Așa, o minge. Așa. Sor meu o să fie foarte fericită când o să vadă mănușile astea de box. Sper tare mult să nu le testeze pe mine. În ultima perioadă comand tot de ce am nevoie de pe rozetca.md. Ei au peste 600.000 de produse și sunt pentru gustul și buzunarul fiecăruia. În descrierea acestui video găsiți linkul la site-ul lor și de acolo puteți comanda tot ce vă poftește sufletul, de la tehnică până la suzete pentru copii. Foc la ghete!
Dar perioada asta de carantină și de pandemie, da, mulți spun că e și productivă sau a fost productivă pentru oamenii de creație. Adică fac muzică, înregistrează, filmează, lansează piese. Uh-huh. Cum a fost pentru tine? Eu vreau doar să felicit pe cei care au îndrăznit și au avut curajul în perioada asta să fac ceva. Sincer, fiindcă ăsta e un curaj mare. Să știi că ești pe zero și din banii pe care ai să-i scoți și să mai faci ceva cu speranța că pe urmă îți întorci părleala într-un fel, știi? Eu nu pot risca. Eu am două fete adolescente mari, o am pe mama, sunt de una singură acum. Eu nu cred că n-aș risca în perioada asta să fac acum un produs muzical, fiindcă astea sunt niște cheltuieri enorme. Apropo, foarte mulți ne numără veniturile și nimeni nu știe cât costă să faci o piesă, o singură piesă. Dar hai să analizăm, punctual. Chiar ar fi binevenit acum să spun celor care își propun să comenteze de fiecare dată și foarte, foarte obraznic vorbesc. Chiar am văzut niște comentarii la protestele care au fost în piață din partea prestatorului serviciu, unde mulți au dat cu părerea și foarte urât, au zis: a, ați ajuns și voi? Bine că știți să luați bani în sute de euro pentru a evolua. Iată, mai duceți-vă la construcții, mai munciți, știi? Îți dai seama? Deci atâta neobrăzare, eu nu m-am gândit cum poți să vorbești așa ceva. Haideți în primul rând să vorbim că în spatele unui muzician, interpret în cazul meu, stau ani de studii. 7 ani de școală muzicală, 4 ani de colegiu muzical, 5 ani de conservator, Academie de Muzică, master a 2 ani. Spune-mi, te rog, oare eu cum ar trebui să merg la construcție? Păi dacă eu trebuia să merg la construcție, eu mă duceam după clasa 8-a la o școală profesional tehnică și mă făceam zugraf și era mult mai simplu, nu? Așa e. Deci asta e una la mână. Eu nu cred că cineva peste noapte ar putea învăța să cânte la pian sau să picteze, da? Sau să recite așa cum trebuie, da? Deci se vorbește fără a intra de fapt în detalii. Eu nu știu de fapt cum lumea ar supraviețui fără, chiar și în această perioadă de pandemie. Mi-e interesant ce au făcut oamenii stând în pandemie. Au privit filme, da? Au ascultat muzică, nu? Deci de fapt se foloseau de produsul oamenilor de artă, da? Ce ar fi fost lumea asta dacă nu erau oamenii de artă? Tu îți dai seama, uite, imaginează-ți pentru o zi că nu sună muzica nicăieri, tu n-ai acces să privești un film, nu poți să mergi la un teatru, nu poți vedea o expoziție, tu nu ai acces la nimic ce înseamnă artă, la o poezie, la nimic, ce ar fi? Că asta este hrana spirituală cu care omul se hrănește. Noi am devenit acum toți foarte mari materialiști. Ce ne facem noi dacă dispare hrana spirituală? Bine, dacă revin la întrebarea ta ce ține de care sunt cheltuielile. Hai să zic cât costă o piesă, o singură piesă, o piesă de muzică ușoară. Da? Deci nu e vorba de sute de euro, e vorba de mii de euro. Da? Și atunci probabil trebuie să-și pună întrebarea de ce un interpret profesionist ia un onorar atunci când merge undeva să cânte, fiindcă el trebuie să-și întoarcă cel puțin ceea ce a investit. Să mai zic ceva, să începem de la zero. De fapt, un interpret de muzică ușoară în cazul nostru are o afacere, business, show business, uite, cuvântul business, da? De unde a apărut? Deci, fiindcă a face un produs, da? Asta este o afacere. Deci, înainte de a face o piesă, eu merg la compozitor, îi plătesc pentru muzică. Deci, compozitorul nu-ți face gratis, doar din bună, nu știu, prietenie și sau dorință, sau să zic că nu am nevoie, sau să fie un începător care să zic că eu nu vreau, dar asta nu înseamnă că e o piesă pe care tu ți-o dorești, da? Uh-huh. Eu vreau să mă lansez doar. Dar tu plătești un compozitor, cât tu plătești o medie diferit. Poate fi 200, 300, 400 de euro, până la 500. Așa. Da. Un textier, care iarăși poate fi 100-200 de euro diferit. Da? Mai departe, aranjamentul, deci orchestrația, care costă 300, 400, 500, iarăși diferit. Studio profesionist, nu acasă în căști, am luat și am înregistrat. Studio profesionist, care costă iarăși de la 300 de euro în sus, dacă e vorba de o zi. Dacă tu ai nevoie de mai multe zile, respectiv, mai ales că n-ai și orchestră, iarăși instrumente vii, dacă ai un solo la chitară, trompetă, ceva, inviți muzicieni care iarăși trebuie plătiți pentru faptul că îți fac solourile la
la piesă sau când e vorba de o formație sau o orchestră populară, îți dai seama, toată orchestra e în studio, sunt niște costuri enorme. După care, promovarea piesei. De iată, spre exemplu, ai lansat o piesă, 1000 și ceva de euro, să zicem, da, în cel mai bun caz, da, pentru cheltuieli și lansare. Și dacă mai faci un videoclip, atunci e vorba cel puțin de 2000 de euro ca să faci așa un videoclip, așa light, foarte ușuril, dar ajung și până la 10.000 de euro. Cum îți răscumperi banii? Ce faci? Păi, în primul rând, trebuie să ai grijă din start să-ți alegi o piesă care știi că va prinde, înțelegi? Va fi un șlagăr. Dacă nu va prinde, deci tu ți-asumi eșecul într-un fel. Gata, banii s-au dus în vânt. De asta spuneam, asta e o afacere. Tu investești, după care trebuie să scoți banii. Cum? Prin solicitări. Dacă ești solicitată la concerte, la petreceri, înseamnă că piesa a mers și tu banii ăștia îi scoți, înțelegi? Clar că nu într-o seară. Îți trebuie mult mai multe evaluări. Dar strict la evenimente, da? Deci nu evenimente este și spectacole. iTunes, Spotify sau chestii din astea? Nu, categoric nu. Pentru deci Republica poate, Moldova? Nu, pentru Republica Moldova e prea mică piața. Prea mică piața. Și nu prea. Avem și drepturile de autor care ar trebui să ne plătească și ne plătesc, dar ca să-ți dai seama cât primește un interpret. În cazul meu, hai să zicem, da, că eu am șlagări, așa, piesele mele sună, cât de cât pe la multe posturi de radio. Deja lucrurile s-au mai schimbat, deja e mai bine, dar dacă să o luăm așa la general, atunci probabil pe lună eu am de la 600 până la 1000 de lei, drept de autor. Glumești. Da, asta eu. Dar închipuiți, interpreți care au mai puține piese și sună mai rar, în cel mai bun caz 100-200-300 de lei pe lună. Asta e îngrozitor. Asta e îngrozitor. Voi n-ați știut? Păi, eu credeam că e vorba de mii de euro. Noi de când ne luptăm? Noi am făcut și conferințe de presă. Deci am fost taxați foarte tare. Posturile de radio, mai ales noi cei care am ieșit în prim plan, cei care eram în Consiliu, deci mai mulți interpreți, așa zicem, așa, mai cu nume, pur și simplu ne-au scos din playlist. Așa, foarte braznic ne-au scos și gata, fiindcă ne-au văzut pe noi. Dar, de fapt, în spatele nostru erau toți interpreții. Câți bani ai pierdut pentru această perioadă? Pentru că înțeleg că evenimente erau, cel puțin anul trecut mergeai. Înțeleg că nu mergi acum la fel de des la evenimente cum era cu ceva ani în urmă, când erai absolut peste tot supra-solicitată. Dar orientativ, cât era venitul lunar în perioada evenimentelor, nunților, vara, toamna? Diferit, foarte diferit. La noi chiar este job sezonier și tu niciodată nu știi ce va fi în următorul sezon, cât de solicitat vei fi. Da? De exemplu, tu poți să te gândești că vine toamnă, stai că se începe petrecerile, hramurile, acum voi fi chemată. Și poți să fii absolut așa perplex, să ai doar câteva ieșiri. Dar se întâmplă că poți să ai într-o zi să fugi dintr-o parte în alta, toată Moldova să o reușești, tu n-ai încotro, tu accepți, fiindcă tu știi că în perioada asta se lucrează. Pe urmă, la iarnă stăm și ne uităm în pod, știi? Nu pot să-ți dau un venit dar anume. Dar la tine, în ultima perioadă, ce se întâmpla? Adică erai solicitată pentru că am văzut mai multe apariții de detalii la TV și era doza asta cumva de dezamăgire, că nu e ceea ce a fost cândva. Evident, eu am mai spus-o și în alte interviuri, că orice interpret își are perioada lui de glorie, știi? Atunci când el este foarte și foarte solicitat. Și perioada mea de glorie a fost începutul anilor 2000. Atunci eu eram foarte solicitată, aveam și o emisiune televizată de divertisment, probabil ea era unică la acel moment, știi, și foarte colorată. Deci era, atunci era perioada mea de glorie, atunci eu lucram, deci aveam și, eram și mai tânără, știi, aveam și sănătate, reușeam peste tot, știi. Acum e mult mai prost ca atunci și nu din motiv că eu repertoriu am, piese am și vreau să zic că piesele pe care le fac oricum prind, oricum sunt solicitate. Nu pot să zic că am o piesă care a trecut cumva pe alături, nu. Dar vine o altă generație. Vine probabil o generație care știe cum să se promoveze mai bine. Noi suntem generația aceea care știm să ne promovăm așa cum era pe timpuri, la posturi de radio, televiziune. Acum generația nouă practic nici nu prea stă să privească televizorul și posturi de radio sunt mai mult pe net. Uite, acum probabil acolo ar trebui să fac ceva schimbări, numai că nu știu cum să le fac. Asta e. Și mai e ceva, generația noastră n-a avut niciodată producători. Noi ne-am fost singuri noi producători și regizori, deci noi am fost cei care cap-coadă ne ocupam de realizarea produsului pe care îl
porneam, știi? Dar admiți că muzica pe care o faci și pe care o cânți în continuare nu mai prezintă atât de mult interes pentru publicul de azi? Nu, publicul de azi e foarte diferit. Cum poți să spui? Este generația mea care nu ascultă ceea ce ascultă, de exemplu, fetele mele, da? Ascultă altfel de muzică. Oricum, îți dai seama, orice piesă pe care o fac nouă, ea nu mai este ca cea precedentă. Se schimbă sunetele, se schimbă registrele, se schimbă deci aranjamentele, oricum e altceva. Dar eu am publicul meu. Deci eu am publicul meu. Ce facem cu ăștia de seama mea? Îți pare că ei ascultă... Bine, nu dau nume. Deci poate și aud, dar ei preferă să asculte altceva. Dar să vorbim despre începuturi. Eu știu că mai ai un frate. Da. Și ambii ați copilărit în Uniunea Sovietică. Cum îți amintești acea perioadă? Cum a fost pentru voi? În ce măsură v-ați ciundănit? Că eu cu sora mea ciundăneala a fost chiar dacă la începutul perioadei de independență. Cum era în perioada voastră? Fratele meu e mai mic cu 6 ani ca mine. Deci, dar el era un copil foarte cuminte. Deci bătaia o primeam eu. Din cauza că eu eram fată băiat. Și maica mea spunea, mai bine erai tu băiat. Uite-te cât e de cumicior, Valentin, și uite cum ești tu. Și așa că noi nu prea ne-am ciondănit. Nu prea ne-am ciondănit. Eu ciondăneam așa uneori, că mă răzbunam pe el, că mama mă pedepsea dacă nu aveam grijă de el, știi? Dar în copilărie nu mi-am amintit să fi fost răzbunat. Noi, de fapt, eu sunt orășeancă din Chișinău, da, și noi am crescut la bloc. Dar verile le petreceam la țară, la bunei. Și acolo aveam parte de multă, multă distracție. Aveam mulți verișori, prieteni. Și acolo era chiar vesel. Deci, pentru mine, vacanțele petrecute la țară, la bunei, astea sunt niște filme, niște istorie care mi s-au întipărit atât de bine. Nu pot să-ți imaginezi și îmi pare rău că fetițele mele nu au bunei la țară, știi? Dar ce însemna copilăria în perioada sovietică? Iată cu ce ți se asociază. Unii spun kvasul ăla, da. Alții spun halva, alte mâncăruri sau duce. Deci ziceam că fratele era mai mic, diferența de 6 ani. Deci mama când l-a născut eu aveam 6 spre 7 ani, da? Deci, normal că deja eram fetiță măricică, trebuia să merg și la școală. Și plus de toate, eu eram foarte independent, foarte independent. Și mămica, având copil mic, mă trimitea, eu sunt de la Buicani, mă trimitea, că acum țin minte acolo, știi cum la Buicani, nu, poate și acum măhala ce e așa, dar noi parcă eram toți într-un sat mic, știi, nu trebuia să te gătești, să te chitești ca să mergi până la magazin, așa am hălățelă niște șlapi și m-am dus. Și mămica îmi dădea bani și spunea, te duci după kvas, te duci după apă gazată, deci era sifon, știi, special. Și ce mai trebuia? Și asta era absolut normal, că noi copii ne duceam cu bidonașul, așa era un bidon, după kvas. Da, uite, la mine amintirea e cu kvasul. Kvas era obligatoriu. Mi-amintesc odată mămica mi-a dat să merg după kvas și mi-a dat niște bani să iau și înghețat. Știi? Și eu mergând pe drum am înghețit moneda cea de 15 copii și am înghețat. Ce copii și cum s-au înghețat? Eu nu știu cine m-a pus pe mine să pun moneda din gură. Dar eu am înghețit-o, înțelegi? Și am venit acasă foarte tristă și spun mai că eu n-am luat înghețată, dar de ce? Că am înghețit moneda. Cum, mamă, ce ai făcut? Ea pe urmă ieșit pe altă parte, clar, că evident, dar m-am întors înapoi după altă monedă de 15 bănuți. De 15 copii și cum era. Dar mi-amintesc ajuns... stadionul de lângă casă, era un stadion acolo la Buicani, deci eu locuiam pe strada Paris, acum se numește Paris, înainte se numea strada Nevski. Și era un stadion mare. Și acum mi-amintesc că fratele meu și-a rupt piciorul întâmplător, a lovit cu piciorul de baie și baie era din ciugun, știi cum era pe timp, întâmplător așa a dat când era în baie și da, era micuț, 2-3 anișori cât avea el. Și respectiv i-au pus gips, știi? Ei, și, dar el vrea afară să se joace cu copiii și mămica îmi spunea, ieși cu Valentin afară, du-te și plimbă-l, știi? Dar eu cum, tot se joacă, dar eu ședec așa cu el, dar el cu piciorul în gips, normal că eu stăteam cu... Și m-am dus la stadion și acolo erau băieții de seama lui care mergeau pe biciclete și eu făceam raliuri. Băieții, 1, 2, 3, ei cu bicicletele și eu cu căruciorul, cu fratele, tot stadionul acela. Mamă, când mi-am amintesc că eu eram băiat, eu nu știu cum, eu tare m-am făcut fetiță acum, știi? M-am făcut așa foarte feminină, nu știu cum. Niciodată nu m-am gândit că o să am fete. Eu credeam sigur că eu o să nasc băieți.
cum din mine să iasă fete, dacă eu sunt atât de băiețoasă, știi? Și când încolo Dumnezeu mi-a dat două și a spus, na, să te convințești, să faci fetiță. Știi? Dar iată să compari, spre exemplu, copilăria ta, cum a fost și a fetelor tale. Da. Iată care sunt cele mai evidente diferențe. Wow, evident, atât de mari diferențele. Bunica lor este în Chișinău. Da, tu știi care e faza? Mămica nu putea să ne aducă în casă. Eu mi-amintesc, era oră târzie, era noaptea și mămica ieșea la geam, deschidea geamul, striga, Aurica, Valiușa, Valiușa, la fratele meu îi spuneam Valiușa, acasă, și noi mămică în goleac, știi, încă puțin, știi? Și așa toți părinții deschideau, acasă, era noapte, noi nu puteau să ne bagi în casă, înțelegi? Pe când eu nu pot să le scot din casă, nu pot, haide să ne plimbăm, hai să ieșim, hai să Dar ce fac? Așa. Dar ce fac? Ca toți copiii. Stau pe online, nu știu, eu chiar, eu nu știu, voi nu vă plictisiți, le spun lor, cum poți să stai atâta pe pipi? De fapt, acum și eu cred că m-am făcut ca și ele, stau pe pe Facebook, știi, dar bine, la vârsta lor nu stăteam. Eu mi-am amintesc la vârsta lor bine. La vârsta lor acum, eu deja eram studentă la Colegiul Ștefaneagă. Și mi-am amintesc că sunam doar de la autogară mămică și spuneam, mămică, eu merg la bunica. La baba, așa, baba și ghidul. Pe bunei mei trăiau în Transnistria. Și mi-a zis, cum ești? Păi, dar eu, bine, hai, mâine vii. Deci așa era de simplu, un copil de 14-15 ani să urce la autobuz, la autogară, pe ultima scară. Mergeam până în Dubăsari, din Dubăsari luam alt autocar și mergeam în sat. Uneori autocarul acela nu era, trebuia să merg nu știu câți kilometri pe jos cu alt autocar. Nu avea nicio grijă mama, nu avea nimeni. Mă duceam la bunica, ea bucura să mă vadă, seara mergeam la club, fiindcă asta era interesul, mai ales pentru o fetiță de la oraș. Vine de la Chișinău, da, acolo. Și eu, da, și mă ducem la club, fiindcă la Chișinău nu-mi dădeau voie la discoteci, nu, Doamne ferește. Dar cum ai ales muzica? Iată, eu analizam biografia, școala de muzică numărul 1 din Chișinău, specialitatea pian, după aia Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, după aia Academia de Muzică, aceeași specialitate. Nu, aceeași dirijat coral. Deci la colegiu. Păi, da cum? Îți spun cum. Eu învățam la școala numărul 5 de la Buicani, o școală foarte mare, probabil nu știu acum cum se numește liceul ăsta, o școală în care învățau 2500 de copii. Erau 3 clase de română moldovenești, 3 clase moldovenești, 6 clase rusiești. Adică noi eram, eu eram clasa 1D. Da? Deci clasa D, E și I erau moldovenești, celelalte erau rusiești, era școală ruso-moldovenească. Așa era atunci proporția, mai mult erau clase rusești ca moldovenești. Și în școala noastră, deoarece era o școală foarte mare, pe lângă școala noastră era un bazin foarte bun, deci noi aveam educația fizică și la bazin, dar era și filiala școlii muzicale numărul 1 din Chișinău. Și uite că în clasa 1 au venit de la școala aceea, umblau prin clase și întrebau cine din copii vor să se înscrie la instrumente, la pian, la vioară, acordeon, care și cum. Și eu, deoarece am spus, eram copil foarte activ, și am spus eu. Dar eu de mică, tu asta probabil trebuie să zic, că eu aveam 3 ani când am spus că eu vreau să fiu Alla Pugačiova. Deci eu, visul meu a fost ăsta de mică. Eu altceva nu mi-am dorit în viața asta decât să cânt. Eu dar eram artist acasă. Aia ce amintire, o văd pe Alla Pugačiova. Nu din cauza asta. Deci eu nu spuneam că anume ea. Eu vreau să fiu cântăreață, numai că bine, poate nu venea cuvântul ăsta. Și de aceea spuneam că vreau să fiu Alla Pugačiova, înțelegi? Deci eu cântam, știau și ai casei și din curte că Aurica va fi artistă. Toți știau și bunei toți, Aurica va fi artistă, fiindcă eu eram pe lângă faptul că eram foarte așa fată băiată, eu eram și foarte activă în plan social, da? Deci eu evoluam peste tot. Nu trebuia să mă rogi. Nu trebuia. Deci eu eram copilul care urca pe scaun și începea a spune, a recita, a cânta, a dansa. Deci eu eram așa, energizer de asta, deci care își dorea, mama știa că eu o să-mi leg cu siguranță ceva cu domeniul culturii, fiindcă cântam tare. Tare cântam. Și bine? Și adică bine, ceva, evident. Talentul ăsta, nu, dar normal, știi? Eu cântam, eu eram solistă a școlii. Eu eram, deci am frecventat Palatul Pionierilor, Corul Speranța și acolo eram solistă. Apoi am frecventat Casa Pionierilor pe lângă sectorul Buicani, ansamblul vocal instrumental, eram solistă. Eram solistă a selului numărul 4 de pe sector, deci selul 4. Avea mai multe de astea, era un fel de club Iune Băcătării se numea și avea mai multe cercuri și era și club și cerc vocal și acolo eram solistă. Deci eu eram solistă peste tot, eu cântam peste tot, îți dai seama. Și atunci când au venit să ne ia, să întrebe cine vrea la școală muzicală, am zis-o eu, nici nu am spus mami. M-am dus, am mers vreo 2 luni, după care
profesoara a spus, uite, e ok, super bine, acum trebuie să spui părinților să-ți ia pian. Eu zic, ok, m-am dus acasă și spun, măi mic, trebuie să-mi luați pian. E mai năgăzut pe scaun. Care pian? De unde? Păi eu umblu la școală muzicală de 2 luni. Maica mea nu știa. Dar ei aveau posibilități, părinții. Apoi asta, aici e o istorie foarte interesantă. Eu am povestit-o undeva, nu știu unde. Bunelul meu, părinții mămicăi mele, erau niște persoane așa înstărite. Deci bunelul meu avea și căruță, avea și tractor și mașină, deci așa cu brezent, nu știu cum. Deci erau foarte muncitori, bunica mea tot, deci erau așa gospodarii gospodarilor, știi, din de la sat, acolo, de la sat. Și când am venit și a spus mami că eu vreau pian, mama mea și-a pus mâinile și zice, cum pian? Și i-am spus și zice, dar pe ce bani pian? Când i-am uitat cât costă un pian pe timpul celălalt 300 de ruble, ca să-ți dai seama, salariul părinților mei împreună nu erau 300, deci primeau la în jur de 100-120 de ruble fiecare, da? Și mămica zice, păi ce, cum, ce să facem? Și uite că așa s-a întâmplat că a venit bunelul la noi în ospeții și spune mămicăi, dar bunelul meu era ucrainean. Și el spunea, Marusia, noi cu baba, o strâns bani, trebuia să fie ziua de naștere a mămicăi. Ca tu să-ți iei la zi de naștere șubă. Și mămica a spus, tata, Dumnezeu te-a trimis, las că șuba rabdă, noi trebuie să-l luăm la Oricapian. El, dar pentru ce? Zic, dar păi eu s-a scris la școală de muzică. Și ghidul a zis, ghidul, noi îl numeam ghidul, ghidul a zis, nu, dacă nepota trebuie să cânte, cumpără pian. Și așa a fost cumpărat un pian, un pian pe care l-am și acum, un pian belarus, un pian de ridic, nu de ăsta electronic, un pian pe care cred că nici 6 oameni cu greu îl ridică, deci încrustat frumos, e un pian cu istorie, deci nici nu era și nou, l-am luat de pe mână. Începuturile. Și acolo, uite, am făcut acea școală muzicală. După care, exact așa cum am înscris la școală de muzică, m-am scris la colegiul Ștefaneagă. M-am dus, am dat documentele, de fapt vroiam să cânt, să fac vocal. M-am dus, m-am interesat, mi-a spus că la catedra vocal, deci te poți înscrie după 18 ani. Eu m-am dus la școală de 6 ani și terminam 10 clase, cum era atunci, la 16 ani și jumătate, nu aveam 18. De ce nu puteam intra? Fiindcă la catedra de vocal trebuie să intri după ce se termină mutația vocii. Perdeam un an și ceva. Și cineva mi-a spus, ca să nu pierzi, du-te la catedra dirijat coral după clasa 8-a, fiindcă din anul 3 o să poți să faci și vocalul în paralel. Și eu am zis, uite cum fac treaba asta. M-am dus, am intrat, am sunat-o pe mamă și spus, mama, eu sunt studentă la Neagă. Mama mai n-a căzut jos. Cum la Neagă? Dar mama era încrezută că eu fac 10 clase. Cum așa, Aurica? Dar eu eram eminent, eu încă și învățam bine. Ea mă vedea la juridică, la limbi străine. Ea credea că da, eu cânt, dar asta e un hobby, las că ea trece, știi? Și că încolo, Aurica e cu studentă la Neagă. Am terminat Neagă, după care am mers la conservator. Dar eu mă uit, destul de mult vorbești despre mamă, dar mai puțin despre tată. Da. Care a fost relația ta cu tatăl? Eu eram fata tatei, deci eu îi semănam mult, el foarte mult se mândrea cu mine, deci... nu știu cum să zic, dar totodată el era un om foarte și foarte timid. Da, foarte modest, timid, foarte bun la suflet, dar calitățile astea nu prea i-au prins bine, știi? Adică a avut și niște vicii. Dar de ce spun despre tata mai puțin? Tata nu mai este deja de 15 ani. El a decedat atunci când eram însărcinat cu fetițele mele, în a 7-a lună. Da? El așa subit a decedat, nici la, trebuia peste 2 luni să împlinească 55 de ani. Dar ce s-a întâmplat? Avea probleme de sănătate? Da, da. Și știi cum, nu și-a văzut nici nepoții. Iar mămica, după ce am născut fetițele, a trecut cu traiul la mine. Deci a venit să trăiască cu mine, ca să mă ajute cu fetițele, pentru început, pentru primii 3 ani, după care a rămas... până acum, deci... E cumva o ironie, urma să aduci pe lume primul sau primii copii și de cealaltă parte a plecat tatăl. Dar cum a fost atunci, cum ați depășit etapa aia? Știi cum a fost? A fost în primul rând neașteptat. Eu n-am crezut să-l pierd pe tatăl atât de devreme. Da? Mămica mea nu era în țară, era plecată peste hotare, știi, ca și multe femei, să mai facă un ban. Ea ieșise la pensie și știi cum zicea, ei, nu, mă duc să mai lucrez vreo câțiva ani pe undeva, n-aș vrea să stau pe spatele vostru, eu vreau să am banii mei, chiar dacă noi am
nu știu cum, am îndemnat-o să nu o facă asta, mamă, că avem grijă noi de tine, nu, deci e așa, categoric, eu mă duc. Și uite, peste câteva luni, nu, peste un an sau peste un an, da, tatăl a decedat. Nu din cauza mamei, nu, evident că nu, ăsta e motiv. Mămica nici n-a putut veni la mormântare, deci îți dai seama că nu avea nici documentele în regulă, nu a putut să vină. Și, practic, de asta trebuia să ne ocupăm noi cu fratele. Eu eram în a șaptea lună. Am trecut, am avut un stres enorm și, știi, deci sarcina mea a fost una foarte mult dorită. Eu am făcut acești copii la 33 de ani. Am avut niște probleme de sănătate. Deci foarte mulți deja știu că am făcut copiii ăștia in vitro la Kiev. Deci am avut și pericol atunci când s-a întâmplat cu tata să pierd copiii. Chiar în luna 7, fiindcă îți dai seama, e un stres enorm să-ți pierzi părintele atunci, știi? Și atunci, clar că fratele meu, soțul meu atunci, au fost cei care într-un fel s-au ocupat de mormântarea tatălui și m-au lăsat într-o parte, fiindcă eu și așa eram într-o stare foarte gravă, mai mult că atât în zilele cele am stat și în spital, ca nu cumva să pierd sarcina, că mă simțeam nu chiar bine. Am depășit, a fost, nu știu cum, o perioadă unde mă învinovățeam pe mine, că trebuia să-i acord mai multă atenție, numai eu trăiam aparte, da, deci și fratele la fel și mă gândeam poate dacă eram alături, poate cine știe, întotdeauna te frământi, îți pare că poate cumva ceva făceai altceva și nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar atunci când am născut fetițele și mi le-au adus, da, când am văzut pe una din ele, pe Lori, și eu și fratele am făcut așa, dar știi de ce? Ea semăna izbitor cu tatăl meu. Și m-am gândit deodată la o reîncarnare. Zic, mamă, un suflet s-a dus și altul s-a născut. Știi? Și în viață deseori se întâmplă. Unul se duce, altul vine. Știi? Atât de tare izbitor semăna cu tatăl. Știi? Și într-adevăr, ea nu știu cum seamănă așa mai mult cu neamul meu, cum se zice. Știi? Dar vorbeai despre vicii. Despre ce vicii? Tatăl meu? Da. Bine, probabil la noi mulți au viciul ăsta. El servea și, din păcate, a început a servi iarăși din motiv, am spus că avea niște calități foarte bune, așa, omenești, foarte mulți apelau la el, ca tatăl meu era șofer, dar totodată foarte bine se descurca tot ce ține de automobil și mulți îl rugau, uite, Valera, vine și mă ajută să vezi ce-i cu motorul sau să vezi ce-i acolo, ce acolo și vroiau să-l mulțumească, să-l plătească și el categoric niciodată, Doamne ferește, un leu nu lua sau ceva, știi? Și atunci, hai, măcar un pahar de vin și uite că așa, probabil, încet s-a început. A început acest viciu și, din păcate, având un caracter foarte moale de felul meu, lui, am zis că avea un caracter slab, n-a putut depăși. Dar iată, fiica sa era super vedetă, pentru că în perioada aia, deja când ai, deja erai foarte cunoscută. Da. Deci, ce se întâmplă? Iată, vreau să înțeleg cu părinții unor asemenea copii. Ei nu se pot mobiliza? Nu ai avut tu capacitatea să-l ajuți, să-l... Eu am încercat, am zis că caracterul, deci trebuie, dacă avea un alt fel de caracter, probabil avea să depășească treaba asta. Caracterul era prea slab. El se mândrea cu mine. Nu-i plăcea că nu îmi spun numele de familie. El spunea, ce ți-e rușine de numele tău de familie? De ce pur și simplu Aura? Și parcă ești a nimănui. Așa îmi zicea el, știi? Și eu îi spuneam, îi explicam, tăticu, uite-te, îți dai seama, atunci când m-am lăsat muzică ușoară, eram foarte mulți interpreți, generația aceea. Pe urmă, așa, s-au selectat, e caprinsită. Dar eram la început foarte mult. Și zic, băi, dacă ies eu Aurelia Cotelnic, nu știu ce Aurelia Cotelnic. Ce zice? Nu zice nimic. Aurica Cotelnic, tot nu puteam că e cacofonie, știi, deci, și zic, păi cumva ar trebui și erau atunci, numai abia ieșise interpreția aceea psihotare, era modă la ei, cum Madonna, Sabrina, ce mai era, deci numai nume, știi, ții minte așa, deci fără nume de familie și am zis, dar de ce să nu pun eu mie așa un fel de derivat de la nume, că nici nu e pseudonim, toți credeau că pseudonim, dar eu sunt Aurica, deci Aura, Aurica, nume prescurtat. Și am așa zis, simplu a venit? Da, și am zis, de ce să nu mă numesc eu Aura? Atât simplu și atunci probabil și o să memorizez mai repede. La început aveam probleme. Pe atunci era doar Teleradio Moldova, atât, nu erau alte posturi de televiziune și alte posturi de radio. Ei categoric nu vreau să accepte să ies cu așa nume Aura și au spus, de ce cu asta? Numele și atât. Și eu și acum mi-amintesc, dimineața erau emisiuni pe la 10 și puneau muzică ușoară la postul de radio, știi? Știi că toți aveau radio tocica asta, știi? Și suna. Și acum
vor fi piese ale tinerilor interpreți din Republica Moldova. Știi? Și puneau câte o piesă. Puneau muzică, Boris Lebediuc, text, Galina Fordui, O viață amândoi. Interpretează tânăra interpretă de muzică ușoară, Aurelia Cotelnic. Știi? Și suna. Și eu mă iermam și sunam și spuneam, dar nu spuneți Aurelia Cotelnic, spuneți Aura, știi? Și unica redacție, redacția Tineret, a fost prima care a îndrăznit și a spus cântă Aura. Șeful redacției Tineret atunci la Radio Moldova era Andrei Porubin. Atunci l-am cunoscut pe Andrei Porubin, atâția ani, 93-94, îți dai seama, wow! Dar vorbind despre începuturile tale și succesul în anul 1997, da. Wow, asta foarte mult timp, aveam atunci cred că 6 ani, da. Ai fost desemnată cea mai bună tânără interpretă din Republica Moldova, da. Și cumva atunci au început să apară acele piese care sunt cunoscute de mulți dintre noi. Da, da, da. Eu nu știu pe care le cunoști tu, dar atunci, într-adevăr, au fost niște piese... Poate tu ții minte, multe colaborare cu Gheorghe Urschie, se numea Ai să-mi o plătești. Răule ce ești, ai să-mi o plătești, tot ai să-mi o plătești, așa un stil șanson, dar de este așa, de gar într-un fel, nici nu știu cum să-l numesc, cum era o piesă. M-ai încântat, băiete, cu multe vorbe dulci, te-am crezut, băiete, doar de la caz la caz și acum tu știi de unde pleci, dar nu știi unde te duci, dar să nu-mi bați la ușă, zăvorul este tras. Pam, pam, era, pam, pam. Era așa un fel de piese, muzică ușoară, un pic alt stil și piesele astea erau foarte populare. Era o emisiune la Moldova 1, se numea Hanum Oftangilor, o emisiune de umor și neapărat erau și niște numere muzicale. Și uite, doamna regizoare Margareta Repcova a filmat piesele astea cu Urschie pe asta, știi? Și ele au devenit foarte, foarte populare, chiar dacă înainte de asta aveam și alt fel de muzică, dar anume piesele astea au fost probabil primele șlagări ale mele. După care au apărut deja și cele la alte, 1000 și una de nopți în 2000, da? Ăsta e Foaie Verde, Foaie de Asă, Cântec de Dor, În Grădina Copilării, da? Da, asta e, wow! Deci atunci așa a fost, așa, multe, multe, dar aveam cum multe. Dar s-a născut? Eu nu pot, da? Cânta deloc, dar În Grădina Copilării, florile au nume, nume de copii, da, deci... Cum a apărut piesa asta? Da, are și ea istorie foarte, foarte interesantă. Deci erau emisiuni la Moldova 1, până nu de mult, acum se numește Ringstar, atunci se numea de la 5 la 10. Da? Se mintește, da? O emisiune pentru copii. Și doamna Teleșcu, redactorul acestei emisiuni, obișnuia la fiecare emisiune să cheme câte un interpret, la sfârșit de emisiune să facă câte o piesă. Și evident că și pe mine m-a chemat nouă dată și mi-amintesc că ultima dată când m-a chemat, nu, când m-a sunat și a spus că uite, vreau să te invit, într-o vară era tot așa, prin 2000-2001, nu mai țin minte, așa, vreo 20 de ani urmă, zice, vreau să vii să cânți la sfârșit de piesă, de zice, dar tu n-ai ceva pentru copii? Dar eu zic, n-am. Și ea zice că, dar ce cu voi, măi, interpreți, măi? Dar chiar nici unul să n-aveți nici un cântec pentru copii? Că veniți toți de dragoste și nu știu ce. Chiar nu vă dă în cap să faceți un cântec pentru copii? Chiar pentru ei? Că e foarte bine să ai repertoriu, știi? Și nu știu cum așa m-am gândit eu. Zic, doamna Cadea, hai că mă gândesc, poate reușesc ceva să fac. Și o sunt pe Geta, voi nu fac. Și spun, Geta, asta a fost apropo prima noastră colaborare. Măcar că noi am fost colegi de clasă, eu știam că Geta scrie muzică, dar noi n-am colaborat împreună. Și atunci eu sunt pe Geta și spun, Geta, uite, așa, tu poți să-mi faci o piesă pentru copii, pentru emisiunea asta de la 5 la 10, mă sună Teleșcu. Te zici, hai că-ți fac. Zic, hai, te rog, vreau chiar să... Uite, o spus, doamna, de ce nu? Las fie o piesă în repertoriul meu pentru copii, într-adevăr, știi? Geta foarte repede a făcut piesa, foarte repede am făcut aranjamentul, după care foarte repede am imprimat-o la radio, în studio. După care am mers cu ea în emisiune. Și eu vreau să spun că ăsta e cazul când peste noapte toată țara cânta În Grădina Copilării. Eu m-am dus la emisiunea de la 5 la 10 și piesa asta suna deja, în 2000 erau mai multe posturi de radio, suna de peste tot. O solicitau și cei maturi și cei... Dar știi ce mai interesant? Eu am cântat-o și am plecat imediat la mare. Mă întorc eu din Turcia.
în aeroport, urc în taxi și la postul de radio. Nero, Nero, Nero și peste tot, măi, dar peste tot, peste tot. Și el a devenit, nu știu, piesa asta, da, e și o carte de vizită a mea, dar a devenit imnul copiilor și până acum din Republica Moldova. Eu nu știu, cine nu știe piesa asta. Dar voi erați conștiente când lucrați la această piesă că va fi un hit? Nu, nu m-am gândit că va fi un hit, dar știam că va fi o piesă bună, dansant, cum, pentru copii. Noi n-am știut că ea va prinde chiar așa de bine, știi? Deci dar ea într-adevăr a prins. Eu am impresia că toți cunosc piesa da. Asta. Ea a fost, în primul rând, e foarte majoră, un text foarte pozitiv, un aranjament foarte modern pentru timpul acela, el și acum sună foarte bine, îți dai seama? Nu știu, totul nu știu cum a coincis așa, știi? Și ce a urmat? Timpul potrivit, ora potrivită. Pentru că după au urmat și alte hituri. Da. Și alte hituri, Mie și una din nopți, Foaie verde, iarbă deasă, Toată vara, de acum mai târziu, da? Noi vorbeam despre ce se întâmplă acum. De ce acum foarte mulți ne percep pe noi interpreți ca interpreți de nuntă? Știi, spunea, voi cântați la petreceri și nu știu ce. Păi pe timpuri, un interpret profesionist practic nu cânta la petreceri. De ce? Fiindcă avea foarte multe concerte chiar și în țară și era chiar un pic rușinos să cânți la nunți. Deci, păi tu ești artist sau tu cânți la hăbele, știi? Pe când acum, 80% din venită, asta sunt nunțele pentru interpreții noștri. Nu se mai fac turnee prin țară, nu mai sunt casele de cultură, lumea nu mai vine, lumea e osărăcită atât de tare și spiritual. El mai degrabă îți duce la bar și e 100 de grame sau decât vine și dă un 50 lei pentru bilet în casa de cultură. Dar eu am prins acele timpuri. Eu am concertat foarte mult cu Gheorghe Urschi și Gheorghe Pârlea prin țară. Iarăși era așa un tandem foarte frumos. Ei făceau scenete și practicau să ia interpreți tineri mai ales, mă rog, probabil că ăștia mai consacrați aveau și onorarii mai mari, iar noi dacă eram la început de cale ne mulțumeam cu atâta cât ne dădeau, știi? Și uite, asta a fost o experiență foarte frumoasă să merg cu ei, cu Pavel Bechet, regretatul umorist, da, tot, am cântat foarte mult. Au început campaniile electorale unde noi cântam interpreți, eram solicitați, deci au fost multe de toate, hramuri, nimai zicând, plus că înainte pe timpuri se cânta foarte mult, se făceau foarte multe serate corporative pe la întreprinderi, pe la organizații, deci era 8 martie, era anul nou, era ziua profesională, nu știu, agricultorului, procurorului, a cui vrei, deci plus mai erau și concerti la Palatul Național. Ele întotdeauna nu au fost foarte mult la Palatul Național, că nu astea ne hrăneau, da? Dar era foarte multă activitate artistică. Pe când acum, practic, mulți fac pe online în mare parte și de acolo încearcă să-și câștige pâinea. Dar vorbind de momentul în care ai simțit că ești popular, că toți oamenii unde mergi, toți se cunosc, toți cască gura și sunt șocați. Da. Aura! Da, asta e aura, știi? Merg prin sate și se apropie de obicei, nu se apropie. Știi că lumea în sat e tare și a dezvoltat. Prima dată vă văgi, știi? Asta e hocma cea mai mare, prima dată vă văgi. Și înainte mai râdeam, știi, că iată, da, în carne și oasă, mai mult carne, am mai mult oasă. Știi, deci mai fac și eu glume de scenă, îmi place să cânt pentru publicul de la sate. Ei sunt așa mult mai aproape de pământ și poți să-ți permiți să vorbești cu ei un pic mai altfel și să nu te mai gândești chiar la fiecare cuvânt pe care îl vorbești, știi? Adică să cobori cumva așa la umorul lor, știi? Dar asta ți s-a ridicat la cap atunci? Eu sunt aura. Nu. Prețuri foarte mari pentru concerte. Onorariul evident a crescut. Onorariul evident. Onorariul crește ieșind din popularitatea pe care ți-o faci, respectiv, e și normal. Știi cum? De obicei așa e la toți. 10 ani tu lucrezi pentru nume, după care numele pentru tine, știi? Păi așa a fost la mine. Undeva, poate nu 10 ani, dar vreo 6-7 ani eu am lucrat pentru nume. După care numele a început să mă hrănească. Deci asta tot e o afacere. Tu investești, după care tu scoți. Nimeni nu întreabă cât m-a costat primele piese care le-am făcut. Eu de acolo n-am scos un ban. Un ban n-am scos, așa-i? Viața de familie e un pic mai târziu. Mult mai târziu. Mult mai târziu. Evident. De ce această ezitare? Nu erau opțiuni potrivite? Sau toți bărbații te priveau ca aura interpreta și mai puțin ca aura femeia și potențială, nu știu, parteneră de viață? Tu ai să râzi, dar nici eu nu pot să-mi dau explicații. Eu foarte mult timp n-am avut un prieten în general, da? Eu eram atât de ocupată și atât de activă școală. Eu aveam o formație cu care cântam pe la petreceri. Eu de la 16 ani cânt la petreceri și aveam o formație. Apropo, făceam repetiții pe atunci, îți dai seama, era și dobe și chitări și... Deci acum iarăși a revenit, dar o perioadă lungă n-a fost așa ceva. Aveam o formație și ne-a găzduit Fabrica Bucuria.
Deci, dar ce arătă încoace? Fiindcă, da, vezi, dai seama, mă orientez bine. Deci ne-a găzduit Fabrica Bucuria și era în formația fabricii, da? Și cântam la tot felul de petrecere lor, anul nou, 8 martie, ce mai era acolo. În schimb, aveam posibilitatea să facem repetiții pentru noi. Și cântam și la petreceri. Și eu permanent eram ocupat, eu n-aveam timp și mi-amintesc că aveam deja vreo 23-24 de ani. Și maică mi-am zice, Aurica, dar nu-i normal. Dar, uite, colegile tale sunt măritate, de-am și copiii au. Dar tu, eu nu văd nimeni, uite, odată s-a mai întâmplat să-ți suni cineva, dar tu nu ești acasă. Tu niciodată nu ești, chestii. Și eu m-am prins că, da, cum așa, nici nu aveam nevoie, îți dai seama. Eram foarte ocupată, eu aveam atâtea, știi? Și mămica mi-aș făcea griji, fiindcă pe timpuri trebuia să te căsătorești la timp. Ea deja aș făcea griji, cum, uite, aproape 24 de ani, dar tu încă nici nu ai de gând, nici nu ai cu cine măcar, cu cineva cu care te întâlnești. Nu știu dacă trebuie să zic, nu știu, am frică că mama o să vadă și o să mă certe, doar de să nu-i arăt acest interviu. Vine mama odată acasă, dar mămica mea toată viața a lucrat contabil. Deci ea s-a născut în Transnistria, în satul, acolo sunt multe sate noi, da, și nu erau biserici. Deci mămica mea nu prea știu ce înseamnă biserică, de altfel ca și eu, deci noi practic nu am avut noi acasă icoane, chestii, nu știu, așa am crescut noi altfel. Și deci, îți dai seama, nu eram așa evlavioși cumva, știi? Și într-o zi vine mămica acasă și spune, oraș, uite, colega ei de serviciu, mi-a dat telefon la o doamnă, este aici pe la Muncești, nu știu unde te duci, și ea îți spune, adică dacă nu cumva ți-ai făcut sau nu ți-ai făcut. Ți-ai legat cu nunie. Da. Eu m-am uitat la mama, dacă să mă înțelegi, eu, plus la toate că eram un copil foarte activ și chestii, eu eram ateistă. Nu așa, eu mă certam cu bunii mei când spuneau ceva, Doamne ferește, eu nu putem, cum voi, cum imaginați, că stă acolo cineva în pot cu o barbă și ea ca pe noi îmi dirijează. Deci, nu, deci, categoric. Și eu când auzit la mama așa cuvinte, mămică, și cu tine, care legat și dezlegat, știi? Nu, dar ce asta e normal, uite că de-o spune, mămică, de unde ai luat tu treaba asta? Nu știu, ea că eu îmi fac griji, dar poate tot știi duci auraș, mă, ea că nu știu cum. Și eu nici n-am luat în cap treaba asta, dar aveam o prietenă. Ea era cu un an mai mare ca mine și era baștină de la Sară, de la Telenia, și ea tot era necăsătorită. Da, și noi eram iată două domnișoare și nici ea nimăritat și ea nimăritat, știi? Și eu îi spun, zic că Valea se numea și zic, Valea, să închipui ce îmi spune mamea. Ea că așa, dar ea spune, zici că, dar eu mă știu și din interes. Eu zic că ei n-ai și faci, încă pe la babi n-am bat, știi? De... Dar mămica spune că nu-i babă, e un fel de extrasens, nu știu ce acolo, știi? Dar Valea zice că, dar eu mă duce, știi? Dar eu nu vreau, dar ea spune, dai îmi dă-mi telefonul, hai că eu mă scriu, tu nu trebuie să-mi dai, dar mergem cu mine, știi? Zic, hai, și ne-am dus noi la un apartament, nu știu unde, rând, încă nu așa, l-a dus rând, încă știi, trebuie pe înscriere să trebuie să vii. Și intră prietena aceea mea, eu aștept în coridor, ea intră, iese peste vreo 20 de minute și spune, ia vină, știi? Deci zic, ce, nu vină, intră, știi? Și eu intru, era o doamnă, deci nu era cu cărți, nu era cu ouă sau cu nu știu ce, nu era cu tot asta. Era pur și simplu o doamnă. Și ea spune, zice, că cine despre ea vorbești, știi? Da, prietena asta mea zice, da, despre ea. Și eu zic, ce, care-i faza? Păi spune ce ți-a spus mama. Dar eu zic, da, ce mi-a spus mama? Da, zic, mama mi-a spus că își face griji că nu mă căsătoresc, probabil ni legat sau ni dezlegat, și de ce râd, înțelegi? Dar ea așa se uită la mine, doamna aceea, și se uită și spune... Spune lui mamă ta că nu ți-e legat ți-e nimic și tot la tine e bine. Tu ai să te căsătorești atunci când o să-ți vină timpul și atunci când să vrei tu. Și eu așa foarte liniștită, noi am ieșit de acolo și am râs și spun, vin acasă mami și spun, mămic, eu am fost. Ei, da, chiar ai fost, da, am fost cu Valea. Și ce mi-a spus? O spus, stai liniștit că mi tot e bine și ea mi-a pus deoparte. Și îți dai seama, trec vreo 3 luni de zile și eu mă întâlnesc viitorul soț. Întâmplător, la o petrecere, el era fratele nașului. Ah, e frumos. Da. Viitorul soț, Veceslav Ceban. Nu. Ai avut eu am avut o altă căsătorie. Așa, da. Hai să vorbim un pic foarte cum a... scurtă, dar așa scurtă a fost. Cât a durat? Aproape 3 ani. Și care a fost motivul separării? A fost apariția al doilea soț. Viitorul soț. Pe bune? Pe bune, da. Adică erai în căsnicie, prima căsnicie, da. Și a apărut un al doilea bărbat în viața ta. Da, el a apărut nu cu
hai să zicem așa, cu gândul de a-mi reface viața. Deci... Deci era o aventură. Nici nu o aventură. Cum puteam să am eu aventură, o femeie căsătorită? Eu, pe lângă faptul că aveam formația care cântam la petreceri, eu în fiecare seară lucram și cântam în restaurant. Uh-huh. Tot cu formația mea. Și el, într-o bună seară, a fost un vizitator acestui restaurant. Și așa am făcut cunoștință. Noi vorbeam, el venea pe acolo, avea un prieten care cunoștea foarte bine formația noastră și... Noi eram așa la nivel de cunoștințe, de amici, de prieteni și o perioadă chiar lungă așa și ne-am poziționat ca prieteni, deci nu, n-a fost nimic, dar apoi între noi s-a legat ceva. Deci, și de ce asta? El a fost motivul divorțului de primul soț? Fiindcă ziceam că s-a legat ceva, deja au apărut sentimente și din partea lui și din partea mea, știi, și mi-am dat seama că eu deja iubesc pe altcineva. Și de felul meu sunt foarte directă. Eu știam că nu pot să mint. Eu știam că eu nu pot să fiu amanta cuiva. Și am spus soțului meu, așa cum este. Că eu am întâlnit pe altcineva. Eu am întâlnit pe altcineva. Și eu nu vreau ca tu să suferi. Ești tânăr, noi aveam copii. Adică încă putem să ne refacem viața. Pentru ce să te mint? Și care a fost reacția lui? Știi, el era un băiat foarte... liniștit așa de felul lui. El n-a fost, deci n-a fost scandal, n-a fost reproș, n-a fost... Probabil a crezut că poate nu se va întâmpla ceea ce am zis, poate, dar nu. Deci ne-am despărțit destul de așa civilizat, știi? Fără mari concerte dar, sau dar nu vine fost. Asta așa din senin. Eu îmi imaginez dacă iubești o persoană uh-huh. și dacă ești într-o relație foarte frumoasă, indiferent cine apare în viața ta, în stânga, în dreapta, în față sau uh-huh. oriunde, tu îl ai pe omul ăla alături. Aici păi se vede că ceva nu funcționa. Mie mi se părea că funcționa. Probabil, da, acum, analizând așa, uitându-mă peste ani, eu îmi dau seama. Deci, noi eram oameni diferiți. Înțelegi? Eram foarte diferiți. Atunci când am divorțat de primul soț, să știi că prieteni, rude, toți mi-au spus, nu te supăra, dar voi nu vă potriveați deloc. Voi erați din două luni diferite. Voi sunteți oameni absolut diferiți. În toate. Înțelegi? Și probabil, știi cum, când apare o pasiune la început, chestii și îți pare, uite, omul tău, știi? Pe urmă te obișnuiești într-un fel, dar dintr-o parte probabil se vede și mai bine. Și când în viața ta apare cineva cu care ești mult mai compatibil și care ești pe aceeași undă, tu vrei, nu vrei, vezi. Iată aceasta a doua relație. 14 ani împreună, Veaceslav Ceban. 15 ani, da. Om cunoscut publicului din Republica Moldova. Viceministru de interne, fost șef al departamentului sau instituția penitenciare. Da. Cum a fost relația aia? Pentru că înțeleg divorțul, după aia a urmat, nu a fost propriu zis o căsătorie. Noi ne-am recăsătorit, adică noi ne-am cununat. Noi n-am oficializat relația noastră. N-am vrut, nu știu cum știi, când am divorțat de primul soț, a fost momentul ăsta birocratic, judecata, chestii, nevoie, așa era de... nu știu cum să zic. Mi-am dat cuvântul că nu mai vreau să am de-a face cu structurile de stat. Nu mai vreau, chiar dacă uh-huh. o să am o relație și o să... Nu vreau să mă mai căsătoresc. Nu mai vreau să pun ștampilă și nu știu ce, fiindcă urmează așa niște lucruri nu chiar frumoase după, știi? Adică care te vii peste o lună, peste două, deci se uită la tine cu așa niște ochi când mergi la judecată, de parcă ai ucis un om. Păi nu ai divorțat, dar nu mai ucis, n-ai mai ucis pe nimeni. 15 ani locuiți împreună, două fete. Ai menționat despre fertilizare in vitro da. La Kiev. Da, la Kiev. Cum ați ajuns la acest pas? Pentru că este o decizie foarte importantă și responsabilă. Eu nu aveam altă ieșire. La 25 de ani eu am avut o intervenție chirurgicală foarte serioasă, ginecologică, care nu mi-a lăsat șanse de a avea copii decât prin metoda in vitro. Am încercat aici în Moldova, la noi încă pe atunci, la 25 de ani, nu prea s-auzea despre așa ceva, dar peste ani, peste vreo 5 ani, deja am auzit că și la noi se face procedura asta. Am încercat aici de două sau de trei ori, acum nu mi-amintesc, vreo 2-3 ani consecutiv și nu a reușit
Și atunci am mers la Kiev, ei erau totuși mai clinica era mai performantă și acolo mi-a reușit din prima cu fetițele. Deci copiii ăștia sunt scumpi și la direct și la figurat. Dar iată atunci, în ce an a fost asta? În 2005 am născut fetițele. Ce însemna fertilizarea in vitro în 2005? Pentru că și acum există reticență în legătură cu acest subiect. Păi eu vreau să spun că eu, probabil de câțiva ani de zile, poate de vreo 5 ani de zile, de când vorbesc lejer despre subiectul ăsta, fiindcă a crescut și o altă generație, se uite altfel la lucrurile astea. Pe atunci eu nu vroiam despre asta să vorbesc categoric, foarte puțin știau și nu vorbeam în interviuri despre asta. Era un subiect tabu atunci în Republica Moldova, foarte puțin, măcar că foarte multe cupluri au recurs la această metodă in vitro și atunci când am mers la Kiev, am mers la un medic, se numește Beristovoi Oleg Alexandrovici, pe care probabil știe toată Moldova cei care au copii in vitro, fiindcă majoritatea femeilor din Republica Moldova care au făcut copii in vitro le-au făcut la Kiev. Și au făcut anume la acest medic, pe care probabil o să-i pun un monument pe timpul vieții. Și acest medic, eu țin minte cum mi-a spus el mie, eu nu am crezut că Republica Moldova este o problemă atât de gravă. El credea că e vorba doar de Ucraina și Belarus, fiindcă era vorba de Cernobâl, da? Catastrofa de la Cernobâl și cumva o generație întreagă a fost afectată. Deci foarte multe cupluri, femei, nu puteau avea copii. Bine, eu am avut operații, da? Dar cupluri absolut sănătoase, femeile nu puteau avea copii. Și era problema Cernobâlului. El nu și-a imaginat că și Republica Moldova a avut de suferit pe urmă la tot asta. Și vă zic, era nu știu cum tabu, nu se vorbea despre asta. Mai mult că atât, nu vroiam nici cu fetițele, cum aveam să le explic. Din neprobieta ți-a părut cum? Știi? Deci era foarte, foarte complicat. Apoi, când un pic s-a început să se vorbească despre una, despre a doua, despre a treia, au început lumea să vorbească, am început și eu să vorbească, au început jurnaliștii să mă abordeze și foarte delicat, așa, hai pentru început, că ar fi un exemplu, uite, lumea se teme să vorbească, lumea ar fi. Și am început să vorbesc, dar am început să vorbesc liber, mai ales după ce am văzut câteva interviuri unde am vorbit despre asta și când a început lumea să mă bombardeze cu mesaje și să-mi ceară numărul de telefon a celui medic, unde să meargă, unde să plece și am zis că, băi, asta e o speranță pentru cineva. Mulți nici nu știu despre asta. Și am zis că, ok, pot să vorbesc. Fetițele mele știu foarte bine deja despre această metodă. Acum se vorbește peste tot și asta e deja, din păcate, o normalitate. Din păcate. Dar cum au reacționat fetele? Iată, la ce vârstă ai avut o discuție cu ele? Mai măricele erau. Cred că erau deja la școală. Ok, în generația asta. La mine fetițele în genere n-aș spune că ele reacționează la ceva foarte cumva diferit. Ele nu știu cum sunt pregătite pentru tot. Poate că și eu de mici le dădeam foarte multe informații. Știi? Foarte multe. Mămica mea spune, tu prea multe le spui. Că ele sunt prea micuți. Eu zic, mai bine eu să le zic. Eu le spun atâta cât pot ele percepe la vârsta care este. Știi? Dar cât a costat atunci fertilizarea in vitro? Mult. 2005. În 2005, la Kiev era 2500 de euro. Bani enormi în perioada aia. Enorm. Cum ar fi acum 25.000 de euro. Da, da. Deci poate nu 25, clar că mai puțin. Acum la Kiev e 5.000 de euro. Deci e dublu. Acum fetele sunt destul de mari. Da, 15 ani au. 15 ani. Cu 3 ani în urmă, 12 ani, ai divorțat de fostul soț până la urmă. Da, ne-am despărțit. V-ați despărțit, da. Ce s-a întâmplat? Pentru că vorbeai înainte de asta, am citit interviuri, am văzut apariții la TV, foarte frumos despre relația voastră, foarte cald despre voastră. Când s-a produs acea ruptură și înțeleg și acum ești încă în perioada asta în care nu conștientizezi până la capăt de ce și cum? Probabil da, fiindcă tu drept spui, am avut multe interviuri fiind persoană publică, normal că întotdeauna erau interesați și de viața personală, chiar dacă eu mă străduiam să fiu așa mai discretă, să nu vorbesc foarte mult despre viața personală, dar noi eram așa un cuplu destul de vizibil și nu prea aveam ce ascunde, era tot ok. Noi am avut o familie foarte frumoasă, foarte armonioasă. Eu nu pot să zic, eu am avut o familie bună și o relație frumoasă. Și când a apărut totul, deci a apărut peste noapte, întâmplător. Deci eu deci am violența aflat, în familie a Doamne fost, ferește, nu a fost. Categoric. Consum de alcool în exces? Nu, nu.
Deci până la urmă e vorba de infidelitate. E vorba, da, de infidelitate și atunci când am aflat, pentru mine a fost chiar foarte șocant, fiindcă... Cum a fost, Aura? Deci nu ai vorbit despre asta. Cum a fost momentul ăla când tu, o femeie află că soțul ei este infidel, în care ai foarte mare încredere, pentru că am vorbit cu mai multe persoane și unele spun că nu au nicio problemă să ierte soțul dacă și-a găsit o aventură. Cum a fost la tine? Eu întotdeauna la capitolul ăsta am fost categorică. Eu, și el știa. Eu am spus că eu n-am să-ți iert niciodată infidelitatea. Nu pot. Deci e ceva foarte personal. Deci eu niciodată nu mi-am propus să-i fiu infidelă sau nici măcar să mă gândesc la astfel de lucruri. Și pentru mine asta e o trădare. E o trădare, e mult prea personal. Tu în 15 ani de zile tu ești omul, trup și suflet. Prea multe știți unul despre altul. Tu deja trăiești cu viața lui și el cu a ta. Deci noi ne cunoaștem atât de bine. Că eu nu pot să-mi imaginez cum asta ar putea fi. Probabil, știi ce mai interesant? Că eu când am aflat, el măcar nici n-a vrut să recunoască. El a spus că asta nu e ceea ce cred și asta de fapt e pur și simplu un flirt. Pe când eu intuitiv, eu am înțeles că nu e așa. Chiar dacă el încerca să-mi zică că nu. Dar cum ai aflat? Îți amintești ce a zis? Întotdeauna afli întâmplător. Păi, dar cum l-ai văzut cu cineva? Pentru că până la urmă nu ai văzut... Am văzut un mesaj în telefon pe care nici măcar nu aveam de gând să mă uit în telefon. Pur și simplu am stat așa, m-am ridicat peste umărul lui ceva să-i zic. Și el în timpul ăsta am văzut mesajul. Înțelegi? Nici n-am reușit să zic, m-am așezat. El nici nu știe, nici n-a văzut, de fapt n-a observat că eu am văzut. M-am așezat în spate, eram într-un autobuz, nici nu eram în Chișinău, eram peste hotare, într-un autobuz de astea, din excursie printr-o capitală europeană. Și el era în fața mea, eu în spatele lui, cu căștile, știi? Autobuzul ăsta roșu. Și eu așa, peste umăr, m-am ridicat să-i spun ceva și am văzut mesajul, el se scria. Și la un moment dat, când s-a întors, m-a văzut plângând, eu nici n-am putut spune nimic, eu plângeam într-una, nu-mi venea să cred ceea ce văd. El n-a înțeles care-i treaba, eu nici nu puteam să-i zic. Și când i-am spus, eu am văzut totul. Ce ai văzut? Eu am văzut cu cine te scriai și... Dar o știai pe femeia aia? Adică da, o cunoșteam, eu cunoștință. Deci ca să scot așa niște discuții, cineva spunea că e rude, nu, niciun fel de rude, niciun fel de nu, dar o cunoșteam, da. Și asta a fost anume elementul mai dureros? Sau faptul că ai o mare încredere într-un exact, om și la un moment dat această încredere... Exact, eu nu m-am gândit niciodată la asta, nici în cap nu mi-a venit așa ceva. Tu știi, niciodată, cineva îmi spunea că, uite, eu nu m-am gândit că el poate cumva să-mi fie infidel. Nu m-am gândit la capitolul ăsta, la aspectul ăsta, mie în cap nu mi-a venit odată. Relația era destul de frumoasă și toți care... ne cunosc și toți care ne cunoșteau, pentru toți a fost un șoc foarte mare, fiindcă și el așa avea afecțiune față de mine, nu se rușina, deci și față de altă lume, deci toți știau că nu, la noi totul e ok, n-are cum să fie. Păi, dar cum explici asta? Vreau să înțeleg. Până la urmă avem atât de multe cupluri. Criza vârstei medii, știi, probabil, criza vârstei medii și bine... Știi care e faza? Îți spun eu intuitiv undeva am înțeles că aici e sfârșitul. El probabil a crezut că va depăși treaba asta, adică noi vom depăși și eu voi depăși și m-a lăsat într-un fel că las că Aurica îi va trece. Așa a crezut el, nici măcar n-a vrut să comunice la tema asta. Eu am cerut niște explicații, i-am spus, alege niște priorități, el a tăcut, n-a spus nimic, așa trăia de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Știi, dar pentru mine era clar că ceva deja nu merge și s-au mai întâmplat niște lucruri între timp. El a avut niște probleme de alt gen și... Dar inițiativa de a divorța cui a fost? Eu am plecat. Mi-am luat copiii și am plecat. Peste un an.
Cineva mi-a zis, păi toți bărbații înșală, ce mă rog. Eu chiar nu cred și eu sunt convinsă că nu toți bărbații înșală. Iar cei care vor spune asta, ei pur și simplu cumva să justifice faptele, o spun, înțelegi? Eu tot nu cred, dar o spun din prisma unui bărbat necăsătorit. Da. Dar eu cred că există bărbați care nu înșală. Dar și... evident că există, tu îți dai seama că bărbații ăștia tot cu femei înșală, nu? Deci și așa și așa. Deci până la urmă depinde de ce fel de educație ai primit acasă, înțelegi? Care sunt valorile tale omenești, cât de mult tu ții la... Și dacă tu nu, eu, după mine, pentru ce sunt șeli? Păi dacă gata, nu mai merge, mai bine da, doare, dar știi că când amputezi o mână, da? Mai bine ca să salvezi toată mâna sau tot piciorul tău amputezi și salvezi tot organismul, decât să trăiești într-o minciună sau într-un, cum să zic, într-un chin sau dar într-o nemulțumire. Nu-i mai parte... simplu să frumos să te desparți de un om, da, doare din moment, dar cumva frumos, civilizat, să recunoști că atât, până aici. Mai este o explicație atunci când vine vorba de infidelitate, în special a soților, că da. Pe soțiile lor, de fiecare dată le doare cap atunci când vine vorba de sex, de relații, de cuplu, de... Eu am spus încă o dată, astea sunt exact, astea sunt justificări, înțelegi? Astea sunt justificări. Eu cred că, bine, eu cred în faptul că bărbații au perioade, mai ales perioada asta de vârstă medie, când ei vor cumva să se mai confirme sau, mă rog, apare cineva așa prin fața lor, fetițele astea mai tinerele, mai, cu fuste mai scurte sau mai știu cum, de moment, da, poate fi o aventură, cum ai spus tu. Până la urmă s-a dovedit nu a fi o aventură, chiar dacă el încerca să-mi zică că e o aventură. Văd că nu e o aventură. Ei sunt acum împreună. Da, din câte știu sunt împreună, așa că ce n-ar fi spus el și atunci nu mai înțeleg rostul la tentativile astea de a reîntregi familia, pe cine mințea, pe mine sau pe ea. Foarte curios. Dar atunci curios. Când e vorba de o cunoștință, e bine cu cineva da. Pe care nu o cunoști. Ok, s-au întâlnit, s-au îndrăgostit, nu poți controla. Uh-huh. Dar când e vorba de o cunoștință și evident că îți pun coarne, ambii, da. Adică unul stă și trăiește cu tine umăr în umăr da. Și altcineva periodic te vede și te privește de genul... Da, ca pe o proastă, știi? Da, ei, mă rog, asta ține de... de 7 ani de acasă. Am mai spus odată, știi, este așa o vorbă, că adică ce înseamnă un om dintr-o familie bună? Asta nu înseamnă un om cu bani. Asta înseamnă un om cu valori bune, da? Deci corecte. Acela este om dintr-o familie bună. Știi? Mie mi-a atras atenția o declarație pe care ai făcut-o la emisiunea 8 marți RL de la TV8 și ai zis că nu vei permite nimănui, niciodată, să-și bată joc de fetele tale și de mama ta. Și eu vreau să înțeleg la ce făceai referire, pentru că copiii și părinții sunt lucruri sfinte. Emisiunea despre care vorbeai tu a fost vreo 2 ani în urmă, da? 2018. Da, da, da. Uite, a fost anume perioada când eu plecasem sau aveam de gând să plec deja. Dar probabil m-am referit, nu probabil, dar știu e foarte bine despre ce e vorba și iată aici aș fi vrut să spun că se mai întâmplă, da? Înșală, se despart, dar se poate cumva despărți cumva civilizat și eu nu am crezut că în cazul meu va fi atât de urât. Eu niciodată nu am vrut să mă despart de cine, chiar dacă și se despart, întotdeauna mă uitam cei care se despart urât cu judecăți, cu certuri, cu înjurături, și mă gândeam chiar nu se putea cumva inteligent chiar și mă gândeam, Doamne ferește să fie cazul meu, niciodată n-aș fi divorțat în halul ăsta. Dar la mine, din păcate, au avut loc astfel de lucruri foarte urâte și probabil... Partajarea averii, care nu, este? Nu, uite, eu vreau să-ți spun că te doare faptul că ai fost înșelată, dar pe mine, în cazul meu, mă doare și mai mult acțiunile de după. Acțiunile de după au fost atât de josnice, atât de urâte, atât de neomenești și nebărbătești, că eu pur și simplu nu pot să explic și nu înțeleg cum am putut să trăiesc un astfel de om atâți ani, care a fost adevărat, cel cu care am trăit eu 15 ani sau cel care pe care îl vedeam atunci prin acțiunile și prin tot ce face. Eu... În raport cu fetele voastre, în raport cu familia ta. Mea, evident, și cu mama mea inclusiv. Deci, m-a durut, eu nu știu, ori am avut niște ochelari roz sau omul atât de mult s-a schimbat. Dar aici vorbim la nivel verbal, da, s-au produs astea. Și verbal și acțiuni. Acțiuni, nu fizice.
de altcel. Dar nu, acum, vreau, nu vreau mai departe fostul să soț dezvoltăm. Nu comunică cu, sau în ce măsură comunică cu fiicele voastre, pentru că sunt copii, ai zis, foarte mult doriți de ambii și 15 ani împreună, 12 ani împreună cu fetele. Da. Este totuși o perioadă destul de îndelungată pentru viață. Știi, sunt oameni diferiți, ca și mamele, dar bine, mamele, majoritatea cazurilor, toate mamele, femeile, mame, sunt foarte atașate de copii și e și logic atunci când se întâmplă ceva, copiii pleacă cu mama, da? Tu nu poți să-ți imaginezi, nu poți să pui bărbatul iubit înaintea copiilor, copiii oricum prevalează, pe când la bărbați probabil un pic altfel. Bărbații foarte ușor pot să pună o femeie iubită în față, în fața copiilor săi. Acum comunică? Foarte, foarte ușor. Deci asta nu înseamnă că... Deci ce ține de copii, da, comunică periodic, așa, o dată în lună. Probabil lui este de ajuns. Voi nu comunicați? Nu, categoric. Deci eu nu comunic cu el sub nicio formă deja de probabil de 2 ani. Nici nu l-am văzut, nici nu l-am auzit, nici nu știu cum arată. Și asta e de comun acord, da? Deci ambii aveți aceeași atitudine sau ești categorică? Dar ce să vorbesc cu acest om care nici măcar odată n-a venit să-mi vorbească, să-mi dea vreo explicație? Odată, niciodată. Deci ultima dată comunicarea a fost foarte urâtă, foarte urâtă. Deci, Aura, eu am auzit mai multe opinii legate de separarea voastră. Una dintre ele e că atunci când soțul tău a avut probleme la serviciu, anume atunci ai plecat. Da, uite, asta nu e adevărat în primul rând. Probabil așa și-ar dori să creadă. Să o creadă alții, așa el și-ar dori să o creadă alții, asta nu e adevărat. Deci problemele noastre au început până la. Deci a fost până la acel moment. Iar după ce au apărut aceste probleme, încă un an de zile noi am trăit în aceeași casă. Adică altceva, că noi deja nu mai conviețuiam, deci nu eram soț și soție. Eu nu știu ce să zic. Deci eu am auzit de așa ceva. Iarăși sunt justificări. De a explica de ce el este cu altcineva și nu cu mine. Înțelegi? Iată care e faza. Tu acum ești cu cineva? Acum nu. Și în ce măsură, iată, această relație, această dezamăgire te-a influențat la nivel personal? Pentru că până la urmă un divorț destul de problematic și o pierdere de încredere într-o persoană care a fost alături atât de mult timp și care nu dădea motive, cum influențează la nivel psihologic? Pentru că știu, eu am urmărit câteva emisiuni, am văzut starea asta destul de... Nu era Aura aia pe care o cunosc toți, super pozitivă, super activă. Da. Atât de mult a influențat anume acest divorț? Da, eu am avut o dezamăgire foarte mare. Foarte mare. Știi, periodic în viața mea eu am avut dezamăgiri din partea prietenilor, deci diferitor oameni, dar din partea unui om atât de apropiat, așa dezamăgiri mare nu am avut și probabil pe mine m-a afectat foarte mult psihologic. Foarte mult m-a afectat psihologic. Eu mi-aș dori să revin la acea aură care am fost. Și sper că voi reveni cândva, știi? Adică se vor întâmpla niște lucruri în viața mea. Asta nu înseamnă că eu... 3 ani atât de mult. Există regrete în raport cu fostul soț sau anume, mai există dragoste? Nu, de sentimente. Eu nu pot să vorbesc de sentimente acum. Care dragoste când s-au făcut atâtea lucruri? Pur și simplu mă doare. Mă doare ceea ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că familia mea a ieșuat, fiindcă mi se părea ceea ce clădesc e frumos. Îmi pare rău pentru fetițele mele, fiindcă ele aveau parte de o familie foarte frumoasă, de un tată grijuliu, iubitor. Dar ele au văzut niște relații foarte frumoase și tu îți dai seama, pentru ele s-a schimbat așa niște viziuni, ele au văzut niște relații foarte frumoase între noi. Și când colo se întâmplă ce se întâmplă, cum să le explic? Cum vor înțelege ele că asta e bine și asta e rău?
Da, dacă era prost în familie, atunci le vedeau și spuneau, da, uite, așa nu se poate, dar iată cum e bine. Și când colo e bine și când colo mama cu tata se despart și tare, tare aiurea, cum să mai creadă, cum să depisteze ei, să găsească și să înțeleagă că acel om este sincer cu ele și nu le va face niciodată să sufere, fiindcă eu am suferit mult, iată, eu asta pot să zic, că eu am suferit mult, chiar dacă nu mi-am dorit, categoric nu mi-am dorit, dar nu pot să, aici să spui nu suferi. Înțelegi? Deci, aparent, da, dar ele, se vedea pe mine ce se întâmpla. 12-13 ani. Ele, mie mi se părea că ele mai ușor au trecut. De fapt, nu chiar așa a fost. Le-am, vrei, nu vrei, le-am prins de câteva ori plângând. Și când le întrebam ce se întâmplă, ele îmi plângeau și spuneau, mama, din cauza la ce, la situație, din cauza ce s-a întâmplat. Ele probabil au avut o speranță, cumva, ceva, dar tu înțelegi, probabil că s-a putut reface familia. Da, s-a putut, fiindcă sunt mulți ani împreună. Dar am zis că de fiecare dată s-a renunțat. Acum mai există cale de întoarcere? Niciodată nu trebuie să spui niciodată. Eu acum aș spune niciodată, înțelegi? Și o spun ferm că nu văd cale de întoarcere. Dar cine știe ce e în viața asta? Eu n-am auzit o explicație normală de la această persoană în tot timpul ăsta, răstimpul ăsta. Eu n-am avut o discuție. Eu n-am avut o discuție cu fostul meu soț de când s-a întâmplat toată epopia asta de 3 ani încoace. Noi n-am avut o discuție să stăm unul cu unul, stăm unul în fața altuia și să discutăm. Pe și când... dacă ar veni și ar spune, Aura, dragostea mea, a fost o greșeală din partea mea. Păi, 3 eu toată ani viața greșeală. Te-am iubit doar pe tine. Da, da. Da. A fost o aventură. Problema cu vârsta, uh-huh. Când conștientizez că iată, cam pe aici. Uh-huh. Dar vreau să revenim la ceea ce am fost cândva. Și care era problema să vină să o spună? Care era problema să vină? Eu nu știu. Acum nu știu. Dar eu asta am așteptat. Și dacă omul n-a venit, înseamnă că nu-i pare rău. Fiindcă eu înțeleg așa. Cineva știe ce mi-a spus mie o cunoștință de-a mea? Tu tot ești vinovată. Fiindcă tu n-ai luptat pentru el. Tu așa ușor ai renunțat și l-ai dat mâna altuia care l-a înhățat. Știi? Și eu am spus, e o prostie totală. Eu... n-am luptat. De fapt, să lupte el trebuia, că nu eu am fost problema. El trebuia să lupte pentru familia lui. Cum să lupte pentru un om care cum? Este o vorbă la rușnă. Silne mil nu buni. Nu poți să pe cineva să-l ții cu deasila. Doamne ferești, niciodată, categoric. Și atunci el era cel care trebuia să facă asta. Și faptul că el n-a făcut, asta e problema lui. Eu am așteptat. Și știi, pe mine asta m-a mirat și mă doare, fiindcă eu îl cunosc pe el. Ăsta nu e omul care așteaptă sau n-ar putea face pașii ăștia. El este o persoană destul de puternică. Și el, dacă ceva își dorește, el asta o are indiferent. Nu sunt obstacole pentru el. Chiar atunci când l-am cunoscut. Deci, îți dai seama, el m-a luat din familie. Practic, înțelegi? Și erau sentimentele astea atât de mari, atât de mari. Deci omul, dacă cu adevărat își dorea familie, dacă cu adevărat își dorea să se întoarcă la mine, la copii, la tot, eu nu știu, el întorcea munți. Nu era atât de complicat, că noi trăiam în aceeași casă. Care era problema? Care era problema? Chiar și după ce am plecat, care e problema? Eu nu sunt pe lună. Eu nu mi-am refăcut viața sau să-l bat în cap cu ceva. Sau... îți dai seama, deci omul trebuia să aibă o dorință adevărată. Ceea ce a încercat el să facă, eu nu știu ce a fost asta. Eu până la urmă nu știu ce a fost în capul lui când el încerca să facă încercările astea de a dimpăca. Cumva, prin cineva, fără ca să comunice măcar o dată. Măcar ceva, să-mi zic, un cuvânt, două, înțelegi? Nimic, absolut. Chiar și fetelor atunci când le spunea că, uite, el vrea să revină. Și ele, fetele mele, spuneau, tată, poftim, dar vorbește cu mama. Vorbește cu mama. Da, sigur, neapărat voi vorbi. Totul va fi, noi iarăși din nou vom fi familie. Totul va fi ca înainte. Eu am greșit, eu mi-am bătut joc, eu am făcut ceea ce nu trebuie. Copiilor, dar nu mie. Înțelegi? Și apoi toate faptele lui de după mi-arată că de fapt nu este adevărat ceea ce el zice. Adică el spune una și face alta. Tu ai fost fidelă în toată această perioadă de 15 ani? Evident, eu nici nu pun la discuția asta. Asta nu poate fi. Atunci, uite faptul că eu am plecat de la primul soț, a fost anume motivul că eu nu puteam să accept să fiu amanta cuiva.
Și nici acum, și faptul că eu până acum nu mi-am refăcut viața, iarăși din motivul că eu nu voi accepta niciodată să fiu amantă cuiva, înțelegi? Deci ăsta nu sunt principiile mele de viață. Nu, da, că mă întreabă, știi cum, mai sunt și prieteni și îmi spune, ei, hai, uite, de suflet pe cineva. Și eu zic, de suflet, cu inel pe mână, nu, sorry. Eu nu vreau să mă ascund pe undeva, eu nu vreau să stau cu frică că mă vede cineva pe undeva, știi, să joc în filme de astea cu spioni și cu nu știu ce, știi, ăsta nu-i stilul meu și nu-i dorința mea. Eu vreau să am o relație frumoasă, liberă, sinceră. Și mai este ceva, eu nu mai am dreptul la greșeală, înțelegi? Eu am copii și nu mai vreau să dau un bar. Dar tu ce părere ai? Atunci când se vorbește că dacă există infidelitate, sunt vinovați ambii. Tu simți o parte din vină în tot ce s-a întâmplat eu, la voi? Eu, sincer, nu. Cu ce sunt eu de vină, spune-mi, te rog, de exemplu. Cu ce? Poate lipsă de comunicare. Nu, e adevărat, uite, pe mine asta și m-a mirat. Noi cu Veceslav am comunicat foarte mult. Noi, fiind în familie, vorbeam despre toate. Ca să-ți dai seama, noi nu aveam nevoie de nimeni. Noi puteam să urcăm în doi în mașină și să mergem să călătorim și noi nu ne plictiseam unul de altul. Noi vorbeam într-una despre toate. Deci asta mă doare. El știe, mă cunoaște toată. El îmi știe sufletul. El îmi știe caracterul, dar sufletul îmi știe. Eu la fel îl cunosc foarte bine. Noi foarte mult am comunicat. Noi știm despre unul despre altul foarte multe. Dar atunci când s-a întâmplat, noi n-am mai comunicat. Deci, eu am încercat la început să-l aduc la comunicare. El fugea de asta. El nici ochii nu ridica, nu putea să uite la ochii mei. Fiindcă el știa că nu poți să ascunzi ceva. Nu poți, înțelegi? Deci lucrurile se vedeau foarte clar. Înțelegi? Și ca să zici că n-am comunicat, foarte mult am comunicat, dar de când s-a întâmplat nu s-a mai comunicat. Și probabil asta pentru mine este cumva neînțeles. Înțelegi? Fiindcă dacă ar fi fost o comunicare clară după, probabil și eu deja aveam să fiu mult mai liniștită. Dar probabil din motivul ăsta și acum și până acum pe mine mă mai răvășesc așa gânduri. Asta nu înseamnă că eu zi și noapte stau și mă gândesc la asta. Hai să fim așa clar, că acum o să zic că wow, îi duce dorul și nu mai poate. Nu înseamnă că ai depășită, nu stai acolo. Nu, normal, că faptul că eu am pus deja pe mine, că eram foarte slabă lumea. Știi care e faza? Uite, când am început eu să vorbesc, probabil eu nu aveam să vorbesc despre asta. Mulți poate nici nu aveau să știe, să creadă, așa și-a fost. Mulți mă întâlneau, cunoștințe, ce mai face Veceslav, cum voi, tata, ia ca nu știu ce. Deci știu că și el întâlnea multă lume și era pus în situația că trebuia cu Maurica, cu fetele, știi? Deci erau niște momente. Plus că s-au început niște interpretări. Pe la spate, șoșoteală, am auzit, mă duceam undeva, de exemplu, la... Eu sunt persoană publică, nu pot sta acasă, eu trebuie, vrei, nu vrei să merg. Lumea șoșotea, fiindcă vedea că eu slăbisem foarte mult, enorm de mult. Și nu puteau să explic, nu puteau înțelege, fiindcă s-au început discuții, dar poate ce, poate are vreo boală incurabilă, ce cu ea, știi? Deci erau diferite discuții, cineva, păi nu, ceva e acolo cu soțul, ceva... Deci diferite, atâtea vorbe am auzit, s-au început vorbe că... El a plecat mai nu cu verișoară fină sau nu știu ce acolo nașă, știi? Deci niște prostii și am zis că păi, trebuie cumva să pun capăt la discuțiile astea. Nu știam cum să o fac. Să vorbesc prin Facebook și probabil pentru mine a fost mai simplu atunci să fac acea trilogie, cele piese cu Geta Voinovan, Soare Auriu, Îmi arunc în aer inima, deja ai venit să vezi o piesă mai veche pe care am remixat-o, dar... Acea piesă Soare Auriu undeva a pus foarte bine accentele pe toate acolo. Deci a fost, de fapt, răspunsul la întrebările pe care mulți le puneau. Ce a fost? Ce s-a întâmplat cu Aura? Știi? Și acea piesă a avut impact enorm de mare, fiindcă foarte multe femei s-au regăsit în ea. Foarte multe femei s-au regăsit. Dar pentru mine a fost așa o... Da, o eliberare. Din păcate, sunt foarte mulți bărbați care își înșeală femeile și femeile acceptă asta. Ele acceptă, și... eu nu știu de ce. Care, bine, sunt diferite situații. Cineva spune că depind financiar. Păi, uite, asta vorbesc și eu fetelor mele, categoric, niciodată. Să nu vă văd că ați ales să fiți casnice sau nu știu care. Trebuie să aveți un job, trebuie să aveți ceva ce v-ar hrăni în viața asta. Fiindcă în viață sunt situații diferite. Eu nu vă doresc să vi se întâmple ceea ce mi s-a întâmplat mie, dar îți dai seama cât era de greu dacă
ceea ce s-a întâmplat și încă tu depindeai cumva, erai și o casnică, ce făceai? Tu ești legat pe mâini și pe picioare, tu n-ai de ales, înțelegi? Eu am putut să aleg, eu am putut să-mi iau copiii și să plec, înțelegi? Dar cine câștiga mai bine la voi în familie? Diferit, fiindcă el era funcționar public, da? Avea și un salariu bun și o pensie bună, deci tot. Noi, artiștii, lucrăm periodic, tu știi. Sunt perioade când eu nu câștig nimic, dar sunt perioade când eu câștig mai mult ca el. Și de ce te întreb acest lucru? Pentru că, psihologic vorbind, discutam cu persoane din acest domeniu, sunt unii bărbați care nu acceptă ca femeie de lângă ei să fie la fel de puternică sau chiar mai puternică decât ei. Nu, și iată, aspectul ăsta financiar joacă un rol important atunci când e vorba de un bărbat care nu obligatoriu are încredere în sine permanent. Nu, eu vreau să zic că categoric nu e cazul meu. Deci, aici chiar nu pot să zic nimic, deci el era cel care mă motiva la multe lucruri. Atunci când am deschis o agenție, el a fost. Atunci când am pornit o emisiune televizată, el a fost, care a spus, uite, de ce nu faci, ai fi putut, ai fi... El mă stimula într-un fel în domeniul ăsta. El foarte mult se bucura de toate realizările mele, se mândrea, înțelegi? Invers, da, pot să zic că undeva, de exemplu, nu mai cântam serile în restaurant, fiindcă chiar nu mai aveam sănătatea pe care o aveam cândva și el a spus, cred că nu e normal să-mi vii în fiecare zi la 12-1 noapte și nu mai cântam în restaurant. Poate nu mai acceptam toate invitațiile să fug așa ca o nebună pe la Briceni și Iedini și nu știu pe unde, știi? Deci îmi spunea, uite, hai, strădu-te așa totuși în raza Chișinăului. Avea grijă ca să nu fac supraefort, da? Să zicem, dar e bine, într-o familie așa și trebuie să fii, nu, să ai grijă de jumătatea ta. Nu, aici chiar n-a fost cazul că el, de felul lui, de fapt, e o persoană foarte puternică, autoritară chiar și cu autoritate, da? Și eu nu pot să zic că el a suferit că eu am fost cumva, nu știu, vedeta acasă, știi, sau nu știu cum, știi, nu, categoric nu. El chiar îi plăcea, se mândrea foarte mult, cu fetițele se mândrea, deci Lori și Betty, el râdea și spunea, zice, gata, deja aura mai puțin, deja gata, Lori și Betty sunt vedete, știi? Revenind la concerte și la muzică, ceea ce ne reprezintă întreaga ta viață, de-a lungul timpului mulți interpreți din Republica Moldova au fost criticați pentru că au cântat pentru politicieni sau partide politice. Da. Analizam un pic prestațiile tale care au fost și iată într-un raport al Promolex am găsit că ai participat la un concert al PLDM când PLDM era în floarea existenței. Am înțeles. Dar după am văzut că ai mai fost și la alte concerte și vreau să înțeleg cum percepi tu, iată, criticile astea când vin din partea publicului și în ce măsură ești ok cu prestațiile pentru politicieni sau partide politice? Hai să zicem de la bun început că în toate timpurile, cel puțin de când eu cânt, interpreții au cântat în campaniile electorale. Asta nu este o noutate. Eu nu știu de ce acum atâta zarbă se face. Asta e absolută normalitate. Atunci când niște partide merg să-și promoveze programul, normal că e mai bine, ca să adune mai multă lume, e mai bine să fie și un program artistic. Da? Deci e foarte greu, tu știi care e situația la noi, e foarte greu să aduci un om să te asculte și tu să-i spui ce ai de gând să faci și cum și nu știu ce. Dar dacă vine un artist, cu siguranță vine tot satul, da? Și normal că toți politicienii ăștia au mers pe aceeași idee. Eu, hai să zic așa, prima mea campanie electorală probabil a fost în 96, pentru campanie prezidențială între Mircea Snegur și Petru Lucinski. Eu atunci am cântat în campanie electorală pentru campania lui Petru Lucinski. M-a luat pe mine, noi eram mai multe grupuri de interpreți, m-a luat pe mine Pavel Becheț, care nu mai este în viață, și eram eu, Pavel Becheț și Anatol Mârzeancu, noi eram un grup de trei. Și așa erau împărțiți mai mulți interpreți, deci cineva cânta pentru Snegur, cineva cânta pentru Lucinski. E ok, care era problema? Și asta era știut și asta nu, la nimeni nu punea semne de întrebare. După care campanii electorale, o perioadă lungă am cântat pentru PPCD, Iure Roșca, da? Deci mai mulți interpreți, mulți eram, noi mergeam așa cu gașca, nu câte unul, doi, eram câte vreo 10 interpreți anume în centre comerciale. La foarte mulți, de exemplu, când era vorba de PPCD, eu împărtășeam și ideile lor, chiar dacă nu, interpreții niciodată nu vorbesc din scenă, nu scandează, nu spun lozinci, noi eram doar în calitate
grade de interpreți. Ce ține de campania Epidemie, exact așa, foarte mult mă regăseam în ceea ce își doreau ei și îmi plăcea echipa aceea foarte mult. Și da, eram angajată și ca interpret să cântăm. Toate partidele, interpreții cântau și într-o parte și în alta. Dar niciodată n-am vorbit din scenă și nu m-a interesat, de fapt, nu că nu m-a interesat, un artist nu trebuie să facă politică. El trebuie să cânte. Și eu asta și făceam, cântam, așa cum făceau și colegii mei. De ce s-a început acum zarva asta atât de mare, că voi ați cântat pentru ăștia, pentru ăștia, pentru ăștia, și mă miră faptul că, bine că nu o spun niște oameni care, mă rog, nu gândesc cu capul, dar când o spun asta oameni destul de inteligenți și serioși, o spun pe bune, mai nu ne fac pe noi trădători de neam, că artistul a cântat pentru în campania la acela sau în campania la celălalt sau nu știu cum, mi se pare pur și simplu, cel puțin, dezgustător ceea ce vorbesc ei, înțelegi? De ce se creează această impresie? Vreau să explic. Mulți politicieni au trecut linia roșie. Mulți artiști au trecut linia roșie. Și nu mai cântă doar pentru politicieni sau partide politice, dar se asociază cu mesajele lor. Uh-huh. Cum s-a întâmplat în campanie electorală în cazul Partidului Democrat. Mulți artiști au promovat votul mixt neînțelegând ce înseamnă. Uh-huh. Și când îi sunau jurnaliștii și îi întrebau ce e asta, ei nu știau cum să răspundă. Da, m-a sunat cineva, m-a invitat și eu am mers și am făcut asta. După s-a înțeles foarte clar că dacă nu acceptai acea propunere, nu aveai să fii invitat la alte concerte organizate de ei sau de guvernarea care urmea să fie creată de către ei. Și iată aici, care este poziția ta? În primul rând, eu mă bucur că n-am fost contactată să particip la astfel. Nu, n-am fost niciodată nici în campania PD-ului, probabil nu făceam parte din gașca cei de acolo, dar aici, da, eu nu m-aș fi asociat cu vreun partid politic, doar dacă împărtășesc aceleași idei și principii. Dacă aș împărtăci aceleași idei și principii și eu aș fi absolut conștientă ceea ce fac, eu asta aș face cu inima păcată și nu m-ar interesa ce crede lumea. Dar dacă asta se face, uite, nu știu de ce m-a chemat și am făcut-o și eu că m-au chemat sau de frica că nu mă vor evita, așa ceva lucruri eu n-aș face niciodată. Dar faptul că noi cântăm în campanii electorale, despre asta se știe și nu ar trebui să se arunce cu pietre în noi. De exemplu, mă miră chiar unii jurnaliști, mă miră unele posturi de televiziune care fac din asta tam-tam și chiar zilele astea am văzut la o emisiune politică unde un jurnalist de la o post de televiziune, hai să zicem așa, pro-european, atunci când niște invitații din platou i-au spus că da, voi puneți publicitatea unui partid de ca împotriva căruia luptați și nu știu ce și nu știu cum, la care el a spus, păi da, asta e publicitate, noi din ce avem să trăim? A spus jurnalistul. Pe când atunci când pleacă un artist și cântă într-o campanie electorală, exact asta spun, dar noi, dragilor, dar noi de ce să trăim? Noi am ajuns în țara asta să nu avem unde concerta, asta e țara, spuneți-ne, vă rog, noi nu avem concerte, asta e o posibilitate de a ieși în fața publicului. Noi nu vorbim de scenă, noi cântăm și majoritatea concertelor se petrec, invitați-le ca să înțelegi de unde vin. Eu nu primesc invitații de la partid, să fiți foarte clar, să știți că nu sună nimeni de la partid, nu mă sună președinte partid sau președinte de țară sau nu știu cine. De obicei, invitațiile sunt de la primari, care te invită la hramul satului. Și faptul că el este din partea unui partid și își pune o siglă în spate, că eu venind nici nu știu ce e acolo în spate, sau el după asta iese și își mai vorbește ceva, sorry, dar eu am venit să cânt, eu nu pot să... Eu, vezi că atât de tare s-a politizat această societatea noastră și aceiași primari, că deja trebuie să ai frică să întrebi, dar dumneavoastră dintre la ce partid sunteți? Dar nu mă interesează la ce partid este. Atâta timp cât el mă invită pe mine la hora satului să cânt și lumea vine să danseze și așteaptă un artist, eu merg. Ăsta este, da, și o sursă de venit, dar asta este o posibilitate în plus de a te întâlni cu public pe care noi avem atât de rar, înțelegi? Din ce să trăim noi atunci? Dacă o televiziune n-are de ce trăi, dar o familie din ce să trăiască? Dar cât de mult de contează, iată, spre exemplu, anume formațiunea. Și explic de ce. Sunt persoane, politicieni în Republica Moldova, care direct au recunoscut că au fost implicați în furtul miliardului. Și atât ei organizează aceste concerte. Uh-huh. Ei organizează evenimente. Artistul știe unde merge, dacă intră un pic în esență. Uh-huh. Iată, acești bani nu sunt bani murdari, cumva. Adică, uite, exact întrebarea asta ți-am zis, dar banii care dau publicitate la posturi de radio și televiziune nu sunt banii cei murdari, pe care îi acceptă emisiunile independente, le acceptă. Nu toată aceeași întrebare o pune, păi hai, dacă suntem solidari cu toții, suntem cu toții solidari, așa-i? Și nu ne agățăm doar de artiști, dar ne agățăm de toți.
De toți cei care lucrează, de exemplu, la o întreprindere care e condusă de cineva dintr-un partid anumit, da? Ne agățăm de toți, deci noi toți undeva activăm, așa, și cineva acolo de la conducere tot este afiliat cuiva, așa, păi nici tu n-ai drept atunci să lucrezi acolo dacă tu ai alte principii și valori. Vorbim, eu știu, se agață, știi cum, dar știți de ce? Fiindcă e foarte simplu să te agați de un artist. Fiindcă el nu are cum să-ți reproșeze. El nu are putere de decizie, înțelegi? El nu are cum să-ți răspundă înapoi. Și atunci tu te agați de cine? De artiști, înțelegi? Dar vorbim despre onorarii, da. Aura. Sunt foarte mari, anume în campanii electorale? Nu, onorarile în campanii electorale sunt exact ca și onorarile noastre pentru un spectacol. Pe bune? Da, dar cât pot fi? Cât pot fi? Tu îți pare că ei se aruncă așa cu banii cum crezi tu? Nu, evident că nu. Dar în mod normal, iată, vorbim despre onorarii. Aura în anul 2020 sau când vor reveni evenimentele? Care este prețul pentru un program artistic? La o nuntă, la un eveniment. Of, Doamne, problem, nu știu, întrebarea asta este foarte delicată și din alt motiv. Nu, de obicei noi nu vorbim despre asta, știi? Nu vorbim, fiindcă se încep întrebări, nu știu ce. Acum e mai liber, fiindcă înainte era întrebarea fiscului, vai, că e te apucă, te sună, dar unde ai ratat, nu ai ratat. Acum noi toți lucrăm cu patente, deci nu e o problemă, e treaba noastră ca câți bani noi cerem. Important că noi suntem impozitați, da? Sau concertele, hai să zicem așa, concertele care sunt la Palatul Național, în Piața Marii Naționale, ce țin de guvern, de primărie, de concertele astea din teritoriu care țin de primărie, ele toate sunt impozitabile, fiindcă ele toate merg prin prin contabilitate, deci nimeni nu-ți pune în buzunar acolo, da? Da, ce ține de petreceri private, evident, anume la petreceri private, toți știu că se lucrează la cash și asta nu e un secret. Și iată, probabil, autoritățile ca cumva să reglementeze și industria asta a petrecerilor anunțelor, da? A hotărât să facă așa ordine și acolo și uite că acum lucrăm cu patente. Totul e corect așa cum lucrează și un vânzător la piață, cum lucrează și un stilist, cum lucrează și cine acolo. Deci din domeniul prestatorilor de serviciu. Așa lucrăm și noi, noi tot prestăm servicii. Dar stă cineva acolo care spune, eu urmăresc pe Aura acum la acest interviu și vreau să vină să cânte la nunta mea. Nu e o problemă, e foarte cât ușor să mă sun. Cât durează un program? Un program durează 45-50 de minute. Așa. Da. Și, nu știu, este în funcție de locație. Da. În funcție de ce variază prețul? Variază prețul variază prețul, da, probabil colegii mei au onorare diferite. Iarăși, tu variezi. Nu că tu variezi. Eu am un onorar deja pe care l-am, cred că de vreo 10 ani, e același onorar. Nici nu l-am mărit, nici nu l-am micșorat. E da? Peste 500 de euro? Nu, e până la. E 350-400, independență, iarăși unde evoluez, dacă e în oraș e 350, dacă e după oraș e vorba și de transport și mă rog, poate fi și la 400. Dar nu e mai mare. Deci mai mare poate fi, nu știu, doar de să fie peste hotarele țării, da? Cum ar fi în România sau în diaspora. Acolo, da. Acolo sunt taxele mai mari, fiindcă e și drum, tu, adică aici scap niște oferte, fiindcă ești acolo, da, și atunci cumva compensiezi treaba asta. În rest, onorariul este cam este mediu pentru interpreți, hai să zicem așa, consacrați, da, deci cei care evoluează, cei care sunt solicitați. Cam ăsta este onorariul. Și, nu știu, e mult sau puțin, judecă și tu. Lumea zice, wow, uite că 350 de euro, da, pui eu. Ei probabil își imaginează că eu 350 de euro câștig în fiecare zi. Și dacă nu meri la 30 de zile, apoi eu ar trebui să trăiesc. Ei nu-și dau seama că interpreții de fapt cântă când? Atunci când e sezonul, la sfârșit de săptămână, asta poate fi vineri, sâmbătă sau duminică, pot fi 3 zile la rând, dar poate fi numai o singură zi, pot fi și, de exemplu, și vreo 3 hramuri într-o zi și de am, e bine, înțelegi? Dar atunci, din moment, ai făcut un ban grămadă în rest. Deci dacă așa să iei per lună, pot fi luni când tu nu câștigi un leu. Atunci, cum ar fi luna februarie, martie, aprilie, încă martie, acolo plouă, martie mai este ceva. Dar așa, deci îți dai seama, vară, iulie, când iarăși tot e... Dar sunt perioade când tu câștigi mai mult, când poți câștiga și câteva mii de euro, da, pe lună. Și iată, banii ăștia cumva se repartizează parcurs la tot anul. Pentru că nu uita că tu trebuie să investești din nou în repertoriu și mai mult ca atât, tu trebuie încă și să trăiești, să supraviețuiești, să-ți hrănești familie. Trebuie ceva să trăiești, așa-i? Tu nu poți toți banii care îi faci din nou să investești. Faci niște calcule.
calcule. Deci, ca să fie clar, nu se numără. Eu am un onorar cât, ea are un onorar cât e salariul meu pe lună. Păi bine, dar păi și onorarul meu, poate, eu pot să am o singură evaluare în luna aceea. Exact cum e salariul persoanei despre care vorbește, de exemplu, acum despre onorariul meu. Sau să nu am nici acel onorar în luna aceea. Dar, iată, care a fost cel mai mare onorariu din toată activitatea artistică? Probabil este din diaspora. El este mai mare, acolo e vorba de mii de euro, da, dar nu foarte mult, 1.000, 2.000, atât. Dar, iată, vorbind lunar, cât poate câștiga un interpret de talia Aura în Republica Moldova la etapa actuală? La etapa actuală foarte puțin. Eu am zis, noi avem foarte mari probleme, noi nu avem unde evolua, noi practic nu avem concerte, nu avem petreceri. Facem abstracție de pandemie. Aș vrea să fac, dar mi se pare că de grabă nu ieșim din ea. Uite, jumătate de an eu nu am 0 lei. 6 luni de zile au trecut. 0 lei. Te panichează această situație? Tu știi cel mai interesant? Că m-a panicat când am văzut că în iunie nu s-au scos restricțiile. Atunci m-a panicat, fiindcă zic, ce fac mai departe? Fiindcă pe bune s-o iei, nici nu din martie a început, dar a început undeva din ianuarie. Așa e, pentru noi cam așa, în ianuarie, gata. Deci ultimele spectacole de Revelion, după care liniște. Pauză și a urmat. Și așa poate fi 1, maxim 2 evoluări și de 8 martie încă vreo una. Atât. Și de fapt, noi stăm acasă de la anul nou. Îți dai seama? Interpreții, nu doar eu, toți. Deci mai mult de jumătate de an deja. Și din cât văd eu cum evoluează lucrurile, chiar dacă, să zicem, că pe 1 august se redeschid, eu nu cred că cei care și-au amânat petrecerile vor brusc și le vor pune din nou acum în toamnă. Deci cât e ceva poate să fie, ce ține de spectacole și de concerte? Va fi foarte greu. Va fi foarte greu. Care este poziția ta față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova la etapa actuală? Bardac. Alte cuvinte n-am și ceea ce se întâmplă nu pot explica. E atât de urât din ambele părți ce se întâmplă. Deci, să zic că cineva are dreptate, nu, categoric. E un fel de show de prost gust, știi? Fiecare caută, fiecare îl consideră pe celălalt țapi spășitor. Ce show zic? Politic show de prost politic, gust. Da, da, de prost gust. Vreau să zic, se joacă prost și dintr-o parte și din alta. Ai avut vreodată oferte politice de a te lansa în politic? Una. Chiar anul trecut. Un partid politic așa care nici nu știu cum se numește. Deci așa, am uitat cum se numește. Necunoscut. El n-a trecut, da. Mi-a propus să vin și să fiu din partea lor, deci ce ține de cultură pentru consilier în primărie, ceva de genul ăsta. Unionist. Nu unionist, dar tot de dreapta, da. Nu unionist, am uitat cum se numește. Am zis că n-am făcut politică și nu știu dacă m-aș aventura în așa ceva. Te-ai gândit vreodată să emigrezi din Republica Moldova? Of, Doamne, cei care mă aud, care mă cunosc, de fapt. Eu știu că eu foarte dureros priveam la cei care plecau și mă indignam și spun, cum poți să pleci? Hai și-am plecat toți și cine rămâne aici? Știi? Dar nu se poate așa, să luăm și plecăm și spunem că aici tot e rău și acolo e bine și ducem dorul de acolo și să arătăm de acolo cât e de rău aici. Încearcă să trăiești aici, să faci aici, schimbi lucrurile, asta ar fi lucru. Dar după această pandemie, nu după, dar chiar și în timpul acestei pandemii, da? Și acum mi-a părut acest gând. Să plec din această țară. Unde? Oriunde. Oriunde, fiindcă nu știu ce mă așteaptă aici. Dacă eu aici nu pot, nu că cumva sufletește să mă liniștesc, dar nici măcar să muncesc. Știi, deci măcar asta. Fiindcă, uite, chiar și perioada asta care am avut-o, da, acești ani, da, să zicem, sufletește a fost greu, dar eu aveam de lucru, era totuși activitate cât de cât și asta cumva te făcea să te simți mai bine și nu știu cum viața mergea. Iar acum, ce mă mai ține aici? Nu mă mai ține nimic, nu știu. Altă întrebare, ce aș face eu cu psihotare? Ce aș putea eu face având studii muzicale? Nu știu. E bine, avem cei cu studii medicale și toți știm ce tot fac în străinătate. Da. Ce înseamnă pentru tine dragostea? Dragostea?
Dragostea asta e încredere. Asta e respect. Asta e grijă. Și asta e atracție fizică, evident. Ai prevăzut următoarea întrebare. Cât de mult contează sexul într-o căsnicie? Atracție fizică. Sexul propriu-zis ca ceva fiziologic. Tu înțelegi când o faci asta cu om drag, asta nu-i sex. Asta e dragoste. Ce înseamnă pentru tine acasă? Acasă? Acasă, asta e locul pe care eu mi l-am făcut, mi l-am clădit, da? Iată acasă, asta e unde e patul meu, da? Unde sunt lucrurile mele, hainele mele, unde e periuța mea de dinți. Iată acolo e casa mea, înțelegi? Unde mi-e familia, evident unde îmi sunt, dar eu sunt conștientă că fetele mele un an, doi și vor pleca. Dar casa unde? E acolo unde tu te simți dezgolită, înțelegi? De toate. Și unde ești uneori acasă, dezgolită. Da, deci acasă ăsta e spațiul tău intim, asta e acasă. E acasă, unde tu poți fi tu însuți, acasă. Care este cel mai mare regret al tău? Regrete. Nici nu știu. Că acum stau să plâng de milă că poate nu trebuia cândva, poate nu trebuia să fac pasul care l-am făcut sau... Nu, n-am așa regrete. N-am regrete. Îmi pare rău, pur și simplu spun, regret de faptul că n-am putut să am o familie plină pentru fetițele mele, așa, o familie sănătoasă. Asta mi-am dorit foarte mult. Eu știi, vreau să-ți spun, eu întotdeauna făceam griji și spuneam că eu niciodată nu mă voi căsători cu un bărbat care va avea vicii, deci cum ar fi băutură sau ceva, știi? Iarăși din motiv că am văzut ce e asta și am zis că categoric, numai nu asta. Dar nu știam că există și alte vicii, știi? Deci, dar eu nu știu oameni fără vicii. Am fugit de un viciu și am dat peste altul. Iată, pentru asta eu n-am fost pregătită, probabil. Ce contează cu adevărat în viața Aura? Multe lucruri. Familie, evident. Contează să fii împlinit. Da? Deci împlinit în tot sensul cuvântului ca femeie. Deci în cazul meu ca femeie să fii mamă, să te realizezi, să faci ceea ce ți-ai dorit cel mai mult. Deci să ai o familie sănătoasă, asta e realizarea. Nu știu, să ai în jurul tău oameni cu care să poți trăi până la adânci bătrâniți, care să te respecte și să te primească așa cum ești, să ai oameni din credere în jur. Iată, eu la capitolul ăsta chiar sunt o norocoasă, fiindcă eu nu știu cum aș fi trecut eu peste perioada asta, dar Dumnezeu are grijă de mine. În viața mea sunt oameni foarte, foarte buni. Prieteni, dacă ați privit acest interviu până la final, înseamnă că vă place ceea ce fac eu, așa că abonați-vă la canalul meu de YouTube și apăsați pe clopoțel pentru ca să primiți notificări de fiecare dată când voi posta un video nou. Mulțumesc!